irepetabilă a Daniela Casan. Câte lucruri pozitive poți spune despre mine? Mai nimic. Deci tu ai fost la internat. Mama a simțit la un moment dat că nu se mai descurcă, probabil. A fost o tentativă de viol. Din partea cui? A tatălui. Nu vorbim că e rușine. Tu te-ai angajat ca bonă. Dar tu plângi și acum când vorbești despre asta. Da, pentru că mi-e rușine. Depresia ta? Tentativă de suicid. Băi, astea care aveți depresie, voi și n-aveți și faci. Ce ai făcut în Italia? Am spălat scările. Ai făcut cunoștință cu un bărbat? Da. Acolo? În vârstă? Da, da. Amantul. Am înșelat ca toate femeile proaste. La un moment dat pe internet au apărut poze cu tine goală. O zi pierdută de-a ta înseamnă că pierzi 100 de euro. Da. Tu câștigi în fiecare zi de lucru 100 de euro. E și mai mult. Tu urmează să faci botezul. Eu cred în Dumnezeu. În pofida defectelor pe care le ai, ești un suflet bun. Și eu sunt dovadă că omul se poate schimba. Dacă v-ați planificat un eveniment special, nuntă, botez, cumetrie sau zi de naștere, atunci vă propunem să alegeți cele mai deosebite mărturii pentru invitați, create de echipa La Vendor by Violet. Am pregătit peste 100 de modele unice, iar catalogul îl puteți solicita pe Instagram. Daniela Casan este invitată interviului fără protocol de astăzi și am stabilit înainte să începem interviul că o să spun că irepetabilă Daniela Casan. De ce irepetabilă Daniela? Păi nu știu, cred că nimeni nu a notat în atâta rahat cât eu pe Instagram. De ce? Tu cum? Tu generezi... Tu faci cu mâna ta și așa. Na, nu știu acum să spun în publicul câte lucruri pozitive poți spune despre mine. Mai nimic, numai din scandaluri, numai din videouri și înjurături. La tine pe Instagram scrie, la descriere, că ești măritată cu un soț necunoscut. Unknown. Și tu văd că ai și verighetă. Da. Arată-o. E simplu. Nu-i cu diamante. Tu ești măritată? Oficial nu. În mintea mea, da. Nu. Sperăm că urmează asta, după dorințele mele. Viitorul se decide el. Uite, eu am vorbit cu oameni care te cunosc și toți se descriu cumva diferit. Prima impresie, unii spun că fată frustrată, care înjură în story, care uneori se comportă inadecvat. Alții spun că fată inteligentă, care citește, care scrie corect și care vorbește despre bun simț și educație. Tu, cum te identifici? Fiecare, în primul rând, o specificare. Fiecare vorbește cei ce, măcar un procent, reflectă ei. Cei ce au ei sau reprezintă ei. Eu cum mă reprezint? Sau cum mă văd? Sunt un amalgam de emoții și un amalgam de femeie. Am văzut că tu poți vorbești despre chestii mai profunde. Da. Și despre cărți pe care le citești. Da. Și eu vreau să te întreb de ce tu simți nevoie periodic sau chiar destul de des să înjuri pe Instagram, în mediul online, știind că asta văd mulți oameni, inclusiv oameni care te văd pe tine ca un exemplu. Da. În unele situații. Da. Știi că au fost mai multe studii care s-a zis că doar oamenii inteligenți își permit să jure? Și ești de acord? Bun, acum că eu nu sunt într-o clipare a inteligenței, îmi permit din toate câte un pic să zic așa. Citind, hai să zic, Bukowski foarte mult în jură și scrie destul de picant. De ce și eu un... Murtor de rând, n-aș putea uneori să bag în jurături. Depinde ce subiect abordez și ce situații. Și ca să arate mai funny, de exemplu, am persoane care nu sunt de acord ca eu să folosesc rusisme. Și ele se uită periodic la mine, adică nu constant. Însă dacă aș putea să vorbesc toată ziua română, nu am o problemă. Am fost educată, bine mersi, în casă s-a vorbit română curat. Însă nu sunt de acord ca să se vorbească cum fac foarte multe influencherițe de la noi și vorbesc română, dar hai te rog, urcă sus, coboară jos, ap și faci, și poți să te cobori la vale sau și... Adică eu folosesc anumite rusisme ca să dau așa un farmec istorioarei mele și ca să înțeleagă motamo și vreau eu să redau. Măi, cineva vede asta negativ, eu dacă simt că vreau să zic că în jurător e ok, dacă... Nu, nu,
De ce ar trebui să ascund? Cunosc foarte multe persoane care pe Instagram vorbesc o română curată și sunt cu zâmbetul la ei și only good vibes și nu știu ce acolo. Dar când o întâlnești în mall, apoi ieși și chești copchelul și ragi la dâns. Tu apridilești și ești. În smâsle. Pe mine mă... Nu, sorry. Pe mine mă întreabă... Adică foarte multe persoane au șocul ăsta. Dar de ce nu ești ca pe Instagram? Zic, cum? Păi da, de acolo m-am cu zâmbetul pe... Băi, eu am aprins Instagram, eu dimineața ne-am povestit istoria și biseala. Tu acolo nu ești doar cu zâmbetul pe buze. Tu acolo când începi, tragi un boce, ți-a terminat istoria. Da, și dacă m-am venit în momentul ăla să plâng, am arătat că, uite, eu uneori plâng. Pentru că oamenii, și înainte, mai ales să mintim pandemie, ei și cu tine, cum eu să-mi plătesc chiria, cum eu să-mi plătesc operația, cum... pentru că mă uitam pe Instagram la oamenii perfecți. Și dacă aș fi și eu perfectă, păi cred că publicul meu tot ar nebunie. Adică nu știu. Până la urma urmii, când mă uit dimineața în oglindă sau în toată ziua, mă văd pe mine așa cum sunt eu. Și am mai zis pe Instagram. Per general, oamenii își creează un portret sau o imagine, știi? Și Instagram le oferă posibilitatea ca ei să fie cei ce își imaginează. Eu nu vreau să-mi imaginez altfel decât cei ce sunt. De ce urmăritoarele tale voiau foarte mult ca tu să vii la un interviu fără protocol? Cum îți explici? Cred că sunt guzgani și ei care nu reușesc să vin la offline. Mor. Pentru că ele probabil sunt acele urmăritoare care m-au ajutat, inclusiv au crescut împreună cu mine și vor să audă mai multe lucruri. Înainte eram tare... vorbeam foarte mult pe Instagram. Acum sunt plictisită total, că dacă vorbesc, îmi dau energia mea, dar am devenit așa, egoist. Și cei care nu au venit la offline vor să audă, păi măcar, hai la Dorin Galben, te rugăm. Cred că așa funcționează. Hai sau ei cred că o să vadă ceva diferit aici, așa? Hai să trecem în pâine. O să vadă ceva diferit, pentru că deja ești într-o discuție cu cineva cu care n-ai mai discutat anterior. Asta da, cel puțin o să fii provocat să răspunzi la anumite întrebări pe care... probabil de multe ori nu vrei să le abordezi. Da. Înainte de interviu, tu mi-ai zis că dacă eu îți întreb ceva despre familia ta, tu o să-mi o tai. Da? Și s-ar putea eu să nu primesc niciun răspuns. Da. De ce tu vorbești foarte sec despre familia ta? Ai anumite, nu știu, teme tabu? Da. Pentru că internetul e cel mai mare rahat pe care eu am putut să-l văd și să trec vreodată prin el. Și eu m-am înecat până la un moment dat în care m-am învățat să not. Și dacă familia mea s-ar ciocni cu... Am în momentul ăsta că vreau să fac un adob cineva prost, însă și în Biblie scrie că e păcat. Cu cineva care e infantil, mama, fratele, bunica ar putea să o ia foarte personal. Sau să-i apară vulnerabilitatea asta ca să... Băi, eu pot să aduc un argument, tu nu ai dreptate. Faptul că eu am învățat, cum spuneam înainte din interviu, faptul că eu am învățat la internat, eu văd și știu situația inside-ul, adică o văd ok, cineva poate să facă și face în locul meu, nu știu de ce își permit ei, să zicăm, învățat la internat. Dar spune despre asta un pic. Deci tu ai fost la internat. Da. Un internat unde erau copii fără părinți și cu părinți. Și cu părinți și erau copii care locuiau cu părinții în oraș, însă aveau o situație social vulnerabilă. Și vineau și învățau și mâncau la internat. Adică de la 8 la prima masă până seara când noi învățam la 16.00, de exemplu, după ei se întorceau acasă și dormeau cu părinții lor și așa. La tine care era situația? Era o familie social vulnerabilă sau părinții pur și simplu nu puteau să acorde? În primul rând pe mine m-a crescut doar mama. Să nu dăm... Da, ne-am înțeles. Și mama a simțit la un moment dat că nu se mai descurcă, probabil, și a zis că ieșirea din situație este întotdeauna. Da, nu e plăcută, însă ea a găsit. Țin specific că mama mea venea fie o dată, fie de două ori pe săptămână. Eu mi-aduc aminte din momentul cum ea aducea în cană desertul meu preferat, al nostru fratele, și ne aducea haine ca să nu fim ca toți. Pentru că la internat, evident, îmbracă toți ca la incubator. Cât timp ai stat la internat? 3 ani, din clasa 6 până între 9. Cumva te-a marcat asta, te-a influențat? Noi inițial am fost la Târnova,
Eu nu mai țin minte acea perioadă, țin minte numai că foarte tare m-am bolnavit și mi-au apărut bubii rele. Era aici, aici și în cap și asta. Vai, mama disperată ne-a luat și după ne-a dat la internat. E o perioadă care... Dacă m-aș întoarce înapoi, cred că aș învăța mult mai bine, m-aș investi altfel. Pentru mine nu a fost o perioadă urâtă. Dar până ajungi la internat, cum a fost copilăria ta? Ca la majoritatea. Leca, Cantemir. Da, din satul Leca, raionul Cantemir, Mal Prutului, ducem căprele, la pescuit pe noapte. A fost fain. Adică ca la toți, nu ca la toți, când ce am zis ca la toți, ca la majoritatea, cu bune și cu rele. De ce cu sărășii și cu... Tu neapărat ai vrut să menționezi că ai fost crescută doar de mamă și știu că ai avut o relație specială cu bunica. De ce nu vorbești despre tatăl tău? Nu cred că aș avea ce să vorbesc. El când a dispărut din viața ta? Iată, uite, la tine apar lacrimi pe ochi, asta e un subiect dureros. Am așa să înceapă experții în psihologie. El a dispărut când eu eram mică, adică eu n-am țin minte. Însă îl țin minte încoace, adică țin minte un moment și după s-a rupt legătura. Uh-huh. L-am tratat la terapie și gata, adică dacă l-aș vedea pe tata meu, aș spune salut și pa. Și nu din motiv că el pe mine nu m-a crescut sau mama mea... Au încercat și au făcut din răsputeri ca să recupereze sau să se încadreze în ambele roluri, și de mamă și de tată, adică nu am adus lipsa. Însă au fost momente, nu știu, cred că o să-mi trag hate, sau nu știu dacă e să zic sau nu e să zic, nici mama măcar nu știe, pentru că nu i-a zis că mama e genul de om, că dacă cineva mă atinge sau cade un fel de păr, e grav ce se întâmplă. A fost o tentativă de vol. Din partea cui? A tatălui. Din partea tatălui. Da. Din tăia bunelului și doi ani mai târziu a tatălui. El îmi scrie, încoace început, cred că vreun an, m-a felicit de sărbători, de ziua mea, ne aduce aminte, cred că tu datorită mie te-ai născut. Dar eu nu-i dau nicio reacție pentru că eu dacă pun punctul, pentru mine asta e epuizat, și asta înseamnă că eu nu am și discut cu tine. Hai să luăm punctual. Deci tu spuneai că ai tratat cumva prin terapie momentul ăsta, dar... Da, dar eu n-am mai zis asta niciodată și asta m-a emoționat. Adică nu din momentul că pe mine mă doare sau... Da, eu am ținut foarte mult, știi, în suflet avem cămeruțe cele mai adânci și eu cât de adânc l-am băgat pe tata și pe bunelul acolo. Și acum cumva nu știam dacă pot să zic asta, dar am văzut de unul în caz, nu vreau să dau foarte multe detalii ca să nu se înțeleagă despre ce și cum sau în fine. Poate acea persoană mă urmărește, nu știu. Și fetița și era arăta în așa hal, că mie mi se părea că cineva o abuzează sexual în familie. Și știi, mă deranjează foarte mult că băi, la noi se întâmplă atâta... Dar noi nu vorbim. Nu vorbim că e rușine. Corect. E tabu, nu cum să spui. Cam așa să pară. A fost, deși se interpretează, a fost violată. Nu, a fost o tentativă și eu imediat am și plecat. Adică am înțeles spre ce merge, pentru că avusesem deja în spate un caz. Când vorbești de bunielu, e tatăl tatălui. Da. Bunielul care își făcea tatăl nostru dimineața și seara și încă trei rugăciuni și crușiți. Foarte credincios. Cum a fost tentativa religios. Asta de viol? Sau religios. Tentativa asta de viol din partea bunielului inițial, ce vârstă aveai tu? Când s-a întâmplat? Eu nu mai știu. Nu mai știu pentru că a blocat, știi, și a lecuit și dacă... Sunt genul de persoană că dacă lecuiesc, apoi uit și nu-mi mai aduc aminte. Erai foarte mică sau deja nu, înțelegeai? Cred că era a șaptea, a opta, pentru că mama nu era de genul că duce sau chestii genul, eu mai tare mă trageam. Îmi plăcea cumva că eram în contact și cu alt verișor sau chestii genul. S-a întâmplat de tăi cu bunielul, clasa 7, 8 poate, chiar nu mai știu. Cum și tu ai realizat ce se întâmplă și ai reușit să eviți asta sau el s-a oprit? Adică când simți că...
am crezut că bunelul a venit să mă învelească, pentru că eram în casa de la deal. Dar el a venit să mă pipă în chiloț. Doamne, tu spui asta și eu mi-amintesc de un caz, eu recent am publicat un monolog, unde o femeie deja vorbește despre faptul că ea a fost violată de tatăl biologic. Da. Și acolo, la un moment dat, în comentarii, inclusiv pe Instagram, oamenii spuneau, oh, probabil e Daniela Hasan care vorbește despre abuz. Da, mi-a trimis și mie, da, am urmărit, pardon. Și eu am înțeles că tu despre asta ai vorbit. Nu, eu am dat-o ușor de înțeles. Înainte puteam să apar leacă-leacă, să nu mă gândesc sau să nu mi-asum sau să nu îmi fac un text. Acum mi-ar plăcea și tind spre asta că atunci când deschid un subiect să fiu foarte conștientă despre ce aici vorbesc și de aia cumva nu eram pregătită, însă simt că e nevoie la noi în societate să vorbească despre foarte multe lucruri. Chiar și în interviurile în care am fost abordată, m-am gândit mult dacă să zic despre asta sau nu. Iarăși, de ce? Noi poate mulți dintre noi ar vorbi și poate doamna aia a apărut în anonimat. Poate ar vorbi așa cum e, da. Dar cine te blamează? Societatea? Cum tu și cu tine? Dar și tu n-ai putut să faci ceva, dar n-ai putut să fugi, dar și... Adică... Sau învinovățesc victima. Exact. Adică... E foarte dificil să apari cum ai un gând de spus sau în general deschizi gura, asigură-ți că... Eu stăteam și mă gândeam acum, băi, ați pot să fac față cu tot hate-ul și ala care se toarne în capul meu sau nu? Uite, eu cred că oamenii nu o să te critici pentru faptul că tu ai recunoscut că ai trecut prin tentativă de viol. Și eu cred că e extrem de important cineva să vorbească despre asta, pentru că eu nu știam că e atât de grav fenomenul ăsta, că atât de multe fetițe... Dar și băieții îi și noi știm foarte bine cât se sinucid, cât sar de la etajă, noi cunoaștem. Dar asta se întâmplă în familie, rude apropiate. Da, dar nimeni nu vrea. Deși eu sunt sigur că dacă îi spuneam mamei, mama nu spunea că eu aberez, cum am auzit cazuri concrete, că nu e crezută fiica. Nu-mi imaginez să fiu mamă și să nu-mi cred copilul. Adică, bun, poate și ai unele dubii, sunt copii care exagerează sau... Ok. Dar verifică informația. De ce nu i-ai spus atunci mamei? Tu erai deja sucen de măricică. Da, eu eram mare. Nu, eu dacă îi spuneam mamei, mama făcea mor de un. Eu aș vrea ca mama mea să trăiască liniște și pace. Dar efectiv, eu n-am mai ținut legătura cu el. Ok, s-a întâmplat cu bunelul. Da, cazul și eu n-am mai fost la bunelul. Bunelul a murit, eu nici nu știu. Cazul cu tatăl tău, da. Care el este în viață. Da. Și înțeleg tot tentativă de viol. Da. Deja tu aveai cu 2 ani mai mult, clasa 8-a, 9-a. Eram, nu, cu tata eram încă în coadă, mai mare. Și mai mare? Da. Asta cum s-a întâmplat? Asta eu am rămas pe noapte că era momentul acela că trebuiau actele pentru a-mi face pașaportul românesc. Și cumva depindeam. El e recăsătorit. Eu sper că ei nu o să divorțeze acum că eu am să asta. Soția lui nu era ca să urma să vină mai târziu. Deci tu ar trebui să-ți faci griji de asta. Mie nu-mi place să creez... Uite, pot să vorbesc atâta timp cât asta e vis-a-vis de mine sau depinde de mine, dar știind că generez sau o să suferi cineva din cauza la afirmațiile mele, mă cam deranjează, știi? Adică n-aș vrea să... Că faptul e consumat, e trecut. Asta la terapie... Tu ai siguranța că oamenii ăștia se schimbă dacă a fost o tentativă nereușită? După aia ei sunt într-o chiparea corectitudinii toată viața și a moralității? Nu. Păi nu, ei mor handicapați pe viață. A nu se interpreta handicapat, să știi că noi, desigur, chiar și... Aia a fost la tine, Adamciu, cu Ludmila. Ea spune că la noi e handicapat și debilă e la ordinea zilei. Adică eu n-am zis-o handicapat la modul ăla, nu se interpretează. Nu, ei rămân așa... proști, limitați, mereu. Și acolo ce a fost la tine? Deci tu ai făcut delimitarea asta? Tu ai spus nu? Sau da, omul s-a eu oprit? Nu pot să zic că tata meu a venit și m-a legat sau s-a întâmplat într-un mod agresiv. S-a întâmplat pașnic și când eu am țipat și l-am întrebat ce faci, adică am avut cumva și norocul că a venit soția lui. Și a doua zi eu am plecat, de atunci n-am mai discutat absolut nimic cu ea.
Mie mi se pare curajos că tu vorbești despre asta. Și mie mi se pare că trebuie să înceapă cineva în societate să vorbească despre subiectul ăsta. El este, ăsta. Dar eu am vorbit despre foarte multe lucruri și publicul care, de când eu m-am născut pe Instagram, e prezent, știe că de-aia și mi-am tras țeapă. Și de-aia și mi-am luat hate. Și Hasan, la, bla, bla, bla. De atât dacă mi-am permis să vorbesc despre anumite lucruri. De ce se întâmplă asta? De ce atât de multe cazuri de viol se întâmplă în familie, de către oameni apropiați, de copiii ăia? Care e problema societății asta? Știi, eu fost acum, când, vreo câteva săptămâni în urmă, copiii tot cădeau de la etaj, micuți. Sau au fost, s-au găsit un copil în tomberu, nu mai știu, că încerc să evit. Asta periodic se întâmplă, da. Da. Cred cu certitudine că înainte să devii părinte, te duci la psihiatru și la psiholog și dai un test. Tu ești apt să devii părinte sau nu? Deții măcar un bagaj de cunoștințe ca tu să dai viață unui nou om. Și problema că se întâmplă, nu? Băi, noi n-avem cultură, noi n-avem educație, noi n-avem instinct. Adică, bine, nu generalizăm, dar vorbesc. Și nu există că tu ești copilul meu și tu ești ceva sacru sau de la Dumnezeu sau tu ești făcut din dragoste. Nu. Tu îți imaginezi cât e de grav. O mamă, da. Trebuie să-și facă griji să da. Lase copilul ei cu tatălui. Da, și parcă la început te măriți cu dânsul că e om normal, adecvat, dar peste timp avem talentul de a ne schimba și nu în partea pozitivă. Cu mama ta tu n-ai vorbit despre asta? Nu. E acum prima dată o să afle? Da. Vreau să înțeleg cât de bine controlezi tu emoțiile, iată cât de mult te-a influențat sau te-au influențat acele două situații pe viitor. Da. Ceea ce ești tu acum? Pentru că tu faci terapie, ani bune ai mers la terapie. Da. Cred că de acolo se trage faptul că eu mereu fug de toți, sau în special de bărbați. Adică cum am fugit de bunelul și cum am fugit de tata, așa am continuat să fug. Iar acele două situații m-au făcut să înțeleg, bine că acum conștientizez, atunci cumva vedeam altfel, că nu ne puteam baza în nimeni și nu putem să avem încredere decât în bunul Dumnezeu și atât. Și acolo uneori nu primim ceea ce ne dorim. E foarte complicat să treci cu starea asta. Paza bună treci prin mejdiarea. Și tu ai vorbit despre asta cu terapeutul, cu psihologul, ce zice? Da, 2 ani n-am putut să deschid subiectul ăsta pentru că e al meu și eu i-am pus punct și el acolo trebuie să stea, să moară, să atrofieze, orice. Dar la un moment dat am zis că eu vreau asta. Pentru că simt că o să deschid următoarele uși. Și am discutat și am ajuns la un tur comun. Și atât. Adică, hai să zic așa. Acum e ușor, dar e greu pentru că parcurgi anumite momente și treci prin acele stări. Neplăcut. Dacă simt că este ceva care mă deranjează, eu merg la psiholog, nu apar traumată și desfigurată pe Instagram și fac show-uri. Nu mai vreau să fac show-uri. Nu cred că mă mai reprezintă. Adică sunt mult mai drăgălașă decât stă drăguță fără show-uri. Dar dacă să ne uităm la situația asta sau situațiile care s-au întâmplat deja prin prisma anilor care au trecut, da. Tu ai iertat acești oameni? L-ai iertat pe bunelul și tatăl tău pentru ce ți-au făcut? Da. Și în orice nu s-ar întâmpla, eveniment, om, caz, ierți. Deci dacă tu nu ierți, trăiești mereu cu această presiune și greutate și te îmbolnăvești. Deci, te asigur asta și cred că o să mă susțină foarte mulți oameni. Tu ai făcut, sau cel puțin ai dat documentele la Universitatea Ion Creangă. Da. Pedagogică. Da, limbi și literatură engleză. Ce ai vrut să devii? Profesoară și traducătoare. Să fac mulți bani și să călătoresc. Ai fost bună profesoară? Cu siguranță. Băi, dar și nimicești iar și... Știi ce mi-a plăcut, iată, citind despre tine? Că din anul întâi ai început să lucrezi. Eu în anul întâi mă jucam în nisip. Bine, așa, figurativ vorbind, adică nu aveam interes să muncesc undeva sau cumva mă gândeam că studii și tot așa, chiar dacă nu făceam mare treabă. Dar tu te-ai angajat ca bonă. Pe inima m-am luat o singură dată la Păpșoi. Și a zis că dacă n-ai să înveți, aici e loc.
Și eu țin minte cum am venit de la Păpșoi și am învățat. Adică m-am învățat, acasă am fost educată să fiu mereu o fire răzbătătoare sau o descurcăreață. De aia și cumva, dacă tu lucrezi bună, ce se întâmplă? Se adaugă experiență pe viitor. Și dacă voiam asta să fac pe viitor, îți dai seama. E important. Îmi plăcea că tot ce învățam la universitate, la perechi, puneam în practic copiii și era fain. Povestește un pic despre care sunt riscurile meseriei astea de bonă. Pentru că știi că la noi acum societatea e împărțită în două, da? Deci unii spun că vor ei neapărat să-și educe copiii și nu vor să apeleze la ajutorul bonelor și alții spun că pentru că ei se poate munci, să se poate dezvolta inclusiv profesional, să nu-și iasă de minți acasă copiii care la un moment dat nu-ți permit să fac, da, nu-ți permit să faci nimic când ei sunt mici sau când sunt mari pleacă. Da. Tu ce riscuri ai văzut? Iată, tu ți-ai luat bună pentru copiii tăi? Fără o bună ca tine? O bună ca tine? Ca mine nu. De ce? Bine, acum tot respectul mamelor care m-au angajat și au avut încredere, însă cred că eram prea bulversată și prea agitată în afara meseriei. Însă oricum, aș prefera o persoană mult mai calmă pentru copilul meu. Ce înseamnă munca asta? Risc. Debil risc. Înseamnă camere în fiecare colț, înseamnă el și ea acasă, ea în a șaptea lună și tu cu alta de un an și înseamnă o secundă ai ridicat ochii, iar ea era pe căluț, la teren de joacă. S-a zbârna buza și el era la balcon, s-a uitat la mine, adică eu nu eram în telefon, nu? El a venit și a zis că tu și nu vezi că eu cresc o prințesă aici și pentru ce să-i dau rublă? Asta înseamnă. Adică, la un moment dat, când am căpătat un statut, am și lucrat la oameni cu statut. Respectiv. Ce situație ai mai avut? Pentru că eu nu știu cum tu ești, dar pe mine mă irită oamenii care eu plătesc pentru asta, tu trebuie să faci așa. În momentul în care eu să încep discuțiile în direcția asta, eu am plecat și s-a terminat. Dă-mă mână caldă și la revedere. Tu nu erai în poziția asta în care atunci să arunci cu... Nu, atunci nu. Acum pot să fac clientele, dar atunci... Ce situație ai mai avut? Cred că numai familia aia a fost... Hai să-ți amintesc eu. O situație... Bine, nu aia la care te gândești acum. Stai. Aha. Acuși ajunge. Știu vreți ce vreți. 26 de tatuaje aveai atunci și oamenii se uitau un pic cam sceptic la tine. Da. Înțeleg că tu ți-ai făcut tatuaj destul de vreme. Da, și când mergeam, eu nu făceam câte un tatuaj, că mulți mă întreabă, cât timp ți-a luat? Ai, nu, că eu le-am făcut, îmi făceam câte 7 sau 8 odată. Adică câteva ședințe și am plecat. Și tu mergi în fața unor părinți care au nevoie de bonă. Te văd pe tine cu 26 de tatuaje. Ce spun ei? Da, Ei nu mergeai goală, e bine, Nu. Am avut cazuri când într-o familie mi s-a zis, bine, îți dai seama că mergeam îmbrăcată decent, dar poate nu așa. Însă mi s-a zis că dacă poți să nu mai vii în rochii sau în fustie pentru că soțul meu s-a uitat prea mult la tine. Și altcineva mi-a zis, da, mi-a zis că eu nu știu, nu-mi place că copilul meu dea întrebări despre tatuajele tale. Adică, tu ai stat? Da, am stat pe patul la tatuaj, dar numai nu îmi pușcăie. Tu în perioada aia spuneai un pic despre munca ta, că de obicei sunt rugată să dezobișnuiesc copilul de la jocurile de pe telefon, de la desenele animate sau stări negative ale comportamentului. Spune câteva tipsuri. Cum să-i dezvățăm pe copii de toate astea? Cred că în primul rând e vorba de foarte, foarte mult comunicare și interacțiune. Că dai seama că dacă copilul ăla are gustul telefonului și mai vine și bona cu telefonul, nu. Adică eu o să mă joc copilul în continuu și o să fac tot felul de activități, doar ca el să uite de telefon. Cred că e vorba de comunicare, conexiunea cu emoțiile și tot felul de jocuri interactive. Eu nu eram în casă, n-am să niciodată specific până în prezent prietenesc cu acele mami. Bine, te rog, mă duc să-mi fac manicură sau mă duc să-mi fac părul. Și atunci noi nu stăteam în telefon, noi mergeam la teren de joacă și dădeam foșneală. Mamele, știi cum? Mamele își iubesc la infinit puii
Și când vrei un pic să-i zici ceva, te doare sufletul. Și atunci apare Daniela Tiranu. Tu erai dură ca bună? Ideea e că, bun, ce dură. Sunt, am imunitate la faptul dacă un copil plânge, se așează pe jos și face isterie, pentru că are el un moment și vrea să-și exprime emoțiile, eu îl iau con calma. Dar un părinte poate și iese din sărite sau... Dură concepția că controlezi emoțiile și tu nu erai cad... bună full-time atunci. Da. Cum reușești la universitate? Oh, nu, te rog, nu mă întreba. Noaptea. Noaptea învățam. Și la 7 mă duceam la universitate și de la educația fizic și șah aveam pas, că eram bună. Și imediat am nimerit, țin minte, pe 3 din 9 am găsit. Familia care căuta bună era chiar în spatele la blocul unde eu locuiam. Adică era universitatea, 20 minute apartamentul unde închiriam și în spate era chiar familia. Aveam salariu de cât? 5-6 mii? Mai mult, eram pe atunci cea mai bună, plătită cea mai bine. Ce salariu ai ridicat cel mai mare? Eu nu știu, ideea că pe piață s-a achitat 20-25, mie mi s-a achitat și 100. Pe oră? Da. Cum ai reușit să-i convingi? Da, nu, că convingeau cumva cunoștințele mele. Cunoșteam engleză, rusă, italiană. Jocurile la noi nu erau că... Hai să ne ducem la mașinile. Erau adică de dezvoltare, înțelegi? Și atunci când părintele vede cât de mult tu lucrezi copilului, el te apreciază, pentru că e vorba de copilului. Adică erai o bună binecotată. Da. La un moment dat, pe online a apărut un video unde tu țipi la un copil. Da. Am agresat verbal. Ce s-a întâmplat? Tu l-ai găsit pe un legăst sau ai vorbit cu mama copilului? Bine, știu cu cine ai vorbit. Mai da? Sunt okay. Surse care... Da, știu, gata, mi-a dus. Ce s-a întâmplat atunci? Cum ai ajuns să strigi la un copil și cum... Da, eram în la... primul rând, cine a filmat asta și cum video ăsta a ajuns pe online? M-a filmat cineva din următoarele mele care probabil nu tare mă simpatiza, eu cunosc cine. Și eram la terenul de joacă, deci îți dai seama, terenul de joacă, full de oameni, full de mame, full de copii. De-aia și zic că e periculos, pentru că cred că mi-am sărit deep fix. Aveam o conversație foarte dureroasă și importantă la telefon și băiețelul a căzut, s-a lovit la genunchi. Eu mi-aduc aminte exact, eu n-am suit asta niciodată. Și el plângea. Evident că el avea nevoie de mine, ca eu să-l îmbrățișez, să-i sărut rana, să fiu alături de el. Însă eu răjem că... deplasată. Și la un moment dat el, evident eu nervoasă alături, țipam la telefon, el a început să plângă mai tare. Și l-am luat de mână, l-am struncinat și am zis, da. Cel mai rău, știi, în unele cazuri tu poți ajungi la un întor comun, dar cu o mamă să nu te pui niciodată. Concluzionez asta după mama mea, care nu are iertat pe nimeni, și după păi copil străin, nu e a tău. Nici pe a tău n-ai voie. Dar care a fost reacția mamei copilului când a aflat? A plâns. Eu și acum, mi-aduc aminte acele audio și cineva insista să fiu dată la poliție, să nu se denigreze la greu imaginea, însă ea a spus că categoric asta nu va fi, dar tine niciodată să nu te mai văd și adică, ea nu m-a iertat. Am întâlnit-o, cred că, luna trecută. Era într-un restaurant cu soțul ei și lua cină. Și peste atâția ani am văzut-o și am recunoscut-o după bijuterii. Mi-am cerut acordul dacă pot să o îmbrățișez și îmi cer încă o dată scuze pentru că n-am mai văzut-o de atunci. Și care a fost reacția ei? Ea a spus că e bine, dar eu nu știu. Copilul deja e mare. Da, eu când el mai postează, mă uit așa. Acum eu nu pot să nu te întreb. A fost un moment când ai fost filmată și când asta s-a întâmplat. Cât de des se întâmpla asta când nimeni nu te vedea și tu erai singură cu copilul? Nu. Sau cu alți copii? Nu. Dacă ar fi fost momente de genul, cred că nu aș mai... Copilul, de vreme sau târziu, oricum el spune despre asta sau o mamă sâmbte.
dar nu sunt eu genul de om. După asta tu ai continuat să fii adică bună. Adică îți dai seama că s-a întâmplat... Nu. Atunci, deci s-a încheiat cariera ta de bună. Da, asta s-a întâmplat în public. Rezultă că... Nu. Dacă aș fi făcut în... Că nu sunt văzută de nimeni... Nu-mi imagine. E că, vezi, m-ai pus la un exercițiu, dar nu cred. Cine a avut interesul să posteze video ăsta online și să-ți denigreze imaginea? Ei, că eu tare sunt iubită și apreciată de mult sau respectată sau... Cineva care nu mă simpatizează și este iritat de personalitatea mea. Acum, asta nu contează. Eu nu dau doi bani pe asta. Contează că aș vrea să mă revăd cu... acea mamă peste câțiva ani și să mă mai salut și poate mi-ar oferi oportunitatea să beau cu ea o cafea și să-mi cer încă o dată scuze. Adică eu am îmbrățișat-o și am simțit că am nevoie de acea aprobare, că băi, uite, eu te-am înțeles că ți-i momentul ăla să o duc râșa. Dar tu plângi și acum când vorbești despre asta. Da, pentru că mi-e rușine. E normal. Și, repet, când fac lucrurile care... E că când am apărut în video-uri, dar băi, asta am fost eu, nu a fost altcineva. Dar cum tu să faci rău cuiva și mai ales unui copil? În mine era pus atâta încredere și aveam atâtea rezultate frumoase și cumva... Da, se întâmplă. Hai să trecem la ceva mai drăguț. Am aici un Pinot Grigio de la Aurelius, un vin nou din 2021. Și vreau să-l dau ție, dar știu că tu nu consumi vin. Dar am văzut că tu mie mi-ai adus un vin cadou și flori pentru prietena mea Violeta și eu vreau să-ți răspund cu aceeași monedă. Mulțumesc. Bine, flori nu am, dar un vin bun am. Și atunci când o să mergi la cineva la care ții foarte... Asta e de la Dorin Galben. Corect. Dar ei deja o să vadă, o să-l aștepte toți, da? O să te invite în ospiție după interviul ăsta. Așa să vadă, am eu vinul de la Dorin Galben sau nu? Dar ți-l dau imediat. Eu vreau să te întreb, tu crezi în prietenii adevărate? Discutabil subiectul, dar da. În general, mie îmi place să cred în lucruri frumoase, lucruri bune, lucruri... Da. Ce înseamnă o prietenie adevărată? O prietenie adevărată? Înseamnă că tu pe mine ar fi, când ar să zic, ar trebui să mă audă psihologii, nu o să accepte, ar fi bine și ar fi corect să mă apreciez acum eu am plâns și tu să accepți momentul că eu am 5 minute de plâns, iar după râd și... Adică să mă accepți absolut cu toate stările mele, cu toate necesitățile mele, cu bune și cu rele și să mă asculți în continuu fără a mă critica, judeca și să-mi dai un sfat... constructiv, dar nu... Un prieten poate să te biciuiască, hai să zicem, între ghilimele, frumos, fără a te trauma și fără a te înjosi cumva. Sau... Adică e diferit. Cât de mulți oameni ai în jurul tău care pot să te biciuiască frumos? Sunt câțiva. Numărăm pe degete? Da. Ai vrut zici în primul rând pe cineva să numești, da? Da, Mirela. Ea Mirela. De fac eu sau nu fac? Mirela Orușciuc. Da. Care are grijă ca tu în live să nu înjuri. Nu doar. Să știi că tare am mai plus. Eu mereu i-am metis când am ocazia. Fotografiile semi-nud, eu le-am șters datorită ei. Pentru că pe atunci era, davai, poженимся. Și încă ta miri. Și mi-a zis că, uite, că dacă tu tot așa te afișezi goală, îți dai seama că un bărbat își caută o femeie, își caută o femeie pe seama lui. Dar tu aici vii cu chelea goală. Dar mi-a zis foarte frumos. Hai, nu omoră subiectul, stai un pic. Ajungem și acolo. Eu bănuiesc că Aurelius ăsta o să meargă la Mirela, dar eu vreau să te întreb, cum crezi tu, de ce se întâmplă atât de multe trădări între prieteni? Cu siguranță ai exemple și... Sigur, foarte, da, foarte dureroase și apropiate și recente. Pentru că ne punem prioritari pe noi. Doi, ne facem foarte mari așteptări. Și atunci când așteptările nu sunt pe măsură, apar și dezamăgiri. Voilà și prietenie. S-o dus pe apa să-mi... Eu mă bucur că ai prieteni adevărați și eu mă bucur că o să...
meargă vinul ăsta la cineva la care tu foarte mulți ții. Da, mersi. Subiectul tău preferat, Instagram. A. Uh-huh. Ai acolo peste 36.000 de urmăritori. Unica toată. Dar eu am auzit o informație foarte curioasă. Că tu probabil ai mai mulți oameni blocați decât urmăritori. Așa este. Așa este și o zic cu mândrie, mor. Da. De ce blochezi oamenii? Da, și dacă tu ești nesâmțit și nu-ți dai seama și îmi zici că eu am coșuri pe față, te duci și îmi bloc. Dar dacă tu ne zici că du-te faci, te spalt și nu vezi și bubii ai pe față, nici o problemă. Eu mă duc și mă spăl toată ziua și dimineața până seara, numai ele să întreacă. Dar tu te duci direct în bloc. Ai blocat peste 36.000 de oameni? Mai mulți. Doar pentru că îți ziceau de coșurile de pe față? E orice hate care, în general, nu suport persoane care privesc o situație numai din punct de vedere. Bă, moneda are două părți și bățul are două capete. Stai, ulea, că gândește-te, dar dacă eu ne-am permis să zic că nu ne-a plăcut cum m-a servit acolo, sau eu ne-am permis să zic că nu mi-a plăcut tratamentul cel, înseamnă că acolo sunt lucruri care pe mine m-au deranjat și nu am fost de acord. Asta nu înseamnă că e cel mai rău de pe fața pământului, dar eu nu am fost de acord. Și tu ne invii și critici ideea mea, dar nu vrei să te uiți și din alt punct de vedere, atunci, pa, sunt părerea pentru tine. Dar cineva ar spune că la ce bun generezi discuții din asta dacă nu accepti și o altă părere? Nicio problemă, eu accept toate părerile atâta timp cât sunt scrise corect, fără semnul exclamării, la minim nuraje și este o părere constructivă, argumentată, adică, dar nu vii hoștiu. Mai spune câteva motive pentru care blochezi oamenii. Păi dacă nu se salută sau dacă nu spun mulțumesc, păi stai un pic, eu ți acord timpul meu și eu ți-ți dat-o alții soși. Salut, te rog frumos. Vreau să postez la tine pe story. Sunt în căutare de chirie în orașul Tacatuca. Și eu ajut. Și tu pe mine mă lași cu sen? Serios. Bine, pa. Bloc și... Dar și... Dacă adică cum? A, ok. A fost cum ai spus și tu, dar poate are copil și dă țâță și... Bine. Și la mine se întâmplă. E ok, ceva natural. 2, 3, 4 zile. Nu stau. Eu stau și îmi bat gura acolo și îți lecuiesc ții unghiile. Tu nici peste o săptămână nu zici mulțumesc, dar la mine la story te uiți. Hai, pa. Adică, de ce? Nu! Cu mine să rămână și alături de mine să fie acei care rezonează sau sunt capabili să mă privească din mai multe puncte de vedere și să mă accepte. Sau dacă nu mă acceptă, nu s-ar hăisa pe mine. Am chiar o fată care trăim în blocuri de alături. Care i-a zis, uite, eu am interpretat greșit mesajul tău pe story. Chiar vreau să... Și să știi că până ziua de azi noi bem o cafea și chiar și mergem împreună la film. Și ai deblocată. Da, da, da. Pentru că mi-a scuzit pe alt cont fake și am acceptat ideea ei. M-am bucurat că e foarte bine, atenție, e foarte bine să ai o părere a ta. Și să știi să o verbalizezi, să o zici în glas. Dar nu ți-o impune. Nu vine nici că eu ne-am pătat hainele. Elementarul ieri. Am pus o cămașă verde cu haine albe. Și am crezut că nu se decoloreze. Și mi-a scris una cu semnul exclamării și punct. Hainele verzi nu spun cu hainele albe. Da, fă, că n-am știut. Prost, dar m-am gândit și eu. Am sperat că o cămașă de acea sumă și acel brand nu se va decolora. Deci asta e despre mine. Hai că ai spus în story acolo. Costă 200 de euro. Tu îți cumperi haine de 200 de euro o cămașă? Ei, și cu tine asta e unica toată. Sunt mai mari prețuri, dar nu cu... Adică tu pui... valoare pe haină. Pe o haină bună. Păi s-a decolorat. Stai. S-au dus hainele tale albe. Sunt haine bune și de la second hand și mă îmbrac și încurajez să se meargă acolo pentru că sunt exemplare unice, spre exemplu. Adică, nu, dacă am găsit ceva și îmi place și uite, am văzut că e o calitate așa și nu se repetă modelul așa, dacă îmi permit, dau. Și ai blocat-o pe doamna care a venit cu gândul ăsta nu, foarte... Nu, n-am blocat-o, i-am spus, mersi. Zâmbetul meu de obicei înseamnă ceva. Nu. Uite, eu văd o contradicție aici. Este. Tu, pe de-o parte, vrei și admiți că există mereu a doua parte a monezii. Da. Un om îți scrie, are o zi proastă. Da. Are un copil care, ziceam eu înainte de interviu, cu o trage de țâță, de tot așa, da?
a uitat, două, trei zile n-a răspuns, n-a venit cu mulțumesc, cu salut. Eu urăsc oamenii care, salut Dorin, bună ziua, te rog frumos, ai putea să mă ajuți, ai putea să îți adresez o întrebare. Dumnezeule, adresează întrebarea odată, mor! Îți dau o întrebare, dă-mă, ia două, ok. Stai, Leac, dar pe și ți-am zis salut, ți-am zis noroc. Și să uit când. Da, ți-am zis noroc, forma de salut, am spus-o? Ți-am zis spasiba. Dar dacă cineva nu este de acord cu tine, tu vii cu un gând acolo, nu știu, ai fost nemulțumită de un, cum ai fost deservit într-un restaurant și cineva spune, uite, eu am fost acolo și de fiecare dată mi-a plăcut. Adică, foarte straniu, poate tu ceva ai avut o atitudine necorespunzătoare. Măi, fii, păi dacă ții mereu îți placi tăiat, înseamnă că tu ai o problemă. Păi de cum poți să-ți plac tăiat? Adică, sau ești indiferent, eu sunt taxat pe detalii, pentru mine detaliile sunt importante. Dar contradicția care? Tu ești categoric aici și încolo, deci... Acum ceva timp, tu promovai foarte intens niște persoane extraordinare pe Instagram. Tania Gonciar, Ludmila Damciuc, tu absolut gratuit, vorbeai la tine în story, tu având un impact, ele încă erau la început de cale. Da. Și tu erai omul ăsta care promovai, Tania vorbește despre slăbit, da. Ludmila vorbește despre fiica ei cu sindromul Down. Da. Foarte frumos. Și au fost și alte persoane, inclusiv care vorbeau despre autism și multe alte... Da. Subiecte extrem de importante. Și pe de altă parte, tu blochezi o persoană pentru că pur și simplu zici, măi, nu sunt de acord cu tine, Daniela, Dumnezeule. Dar nu am o problemă. Spune-mi că atunci când tu îți expui părerea, asta înseamnă că se creează o discuție. E important oamenii să discute, dar cum se discută? Deci dacă tu vii la mine cu o notă negativă sau dacă tu îți impui părerea ta și dacă cumva e autoritar, discuți-te, rog, dar nu pot. Și dacă mai vii așa și cu niște texte și acolo, nu știu când e virgulă și când sunt drag aer, dar și vrei de la mine. Pentru tine contează cum scriu oamenii. Contează, normal. Bine, mai fac și eu greșeli. Am o problemă să gravă cu virgulele. Dar a mie mă corectează. Înainte nu puteam să accept când cineva mă corecta. Știi cum dădeam pe cineas. Dar acum zic, faceți-o. Nu este nicio problemă. Asta înseamnă că eu cresc alături de voi. Acum tu înțeleg că ai zero hate. Ei, da, mai este. Chiar s-au scris vreo săptămână urmă că și te-ai dus să sugi pentru $100 la Sarkis. Nu știu dacă a fost vreodată să o sug pentru bani și încă și la Sarkis, dar ok. Fiecare cu părere. Dar ce părere ai despre oamenii care încearcă să devină populari și au reușit de-a lungul timpului generând scandaluri constant, certuri, conflicte pe Instagram? Nu am nimic cu popularitatea, sunt persoane care se simt ok cu asta, dar contează, da, ca alea, cum te dezvolți și de cum ce? Devii văzut. Cineva spune că nu contează cum te ridici, contează cum te menții și cât. Dacă m-aș întoarce în trecut, aș schimba multe lucruri, dacă așa avea posibilitate, dar din păcate nu există un buton sau o baghetă magică. Ne rămâne decât să acceptăm și să nu mai repetăm acele greșeli. Cineva poate nu se gândește la consecințele de viitor și cum o să fie văzut. E ok, pe mine asta nu mă reprezintă. Adică pe mine acum când fetele vin la unghii și zic, de câți ani mă urmărești? De vreo 4-3 ani. Zic, din ce scandal? Ai fost implicat în mai mulți scandaluri. O, da. Deci tu le atrăgeai sau tu le generai? Cred că ambele. Bun, și acum dacă o să înțelegi, eu pot să spun, de exemplu, bă, nu mi-a plăcut la Dorin că mi-a dat întrebarea 1, 2, 3 și cineva zic, încă un scandal. Dar eu pur și simplu mi-am expus părerea, adică, iarăși, depinde de fiecare cum privește. Și acum care este abordarea ta? Dacă simți că ai putea cumva să generezi un scandal, un conflict, o faci sau te abții? Nu, dă-mi o pași cât zauzești. Îmi dau câteva zile să mă calmez, nu apar cu acea negativitate și impulsivitate maximă și revin și zic, am avut o situație neplăcută, s-a întâmplat 1, 2, 3, cu păreri de rău, finita la comedia. Atât tot. Sau evit ușor și oamenii înțeleg. Dacă nu mai apare la mine prin story sau dacă nu mă văd în acea companie, lucrurile s-au recit. Eu am văzut situații la tine când chipurile accidentale apare câte o bucată de sân, câte o țâță în story. Sau apărea anterior, acum mai puțin. Tu asta faci conștient? Tu apari, deci ce aici faci tu? Mai apari fără sutien, asta e o chestie absolut normală, promovezi libertatea asta așa. Dar nu ai o problemă. Ceva timp încoace urmă, n-am făcut, dar ok. Dacă e vorba de trecut, da. În trecut, na, acum
Postezi okay. rar în genere, nu știu, n-am văzut să stai acolo zici noapte. Nu. Înainte poți stai mai des. Mm. Deci tu făceai conștient asta? Oi, s-a văzut acolo bucată de sfârcă. Da, n-am nicio problemă, eu doar sunt femeie frumoasă, am sânge și nu. Ales că sunt naturale, nu sunt implanturi. Bun, acum nu mai am nică, am slăghit, dar nu că te... Mie înainte îmi plăcea. Îmi plăcea să atrag atenția, să primesc comentarii, să fiu așa, avalanșa asta. M-am calmat. Mulțumesc Domnului. Tu ai avut mai multe scandaluri în trecut. O, da. Și astea cumva te-au afectat. Tu mai și plângeai în story. Foarte. Și asta cumva a generat la un moment dat depresia ta. Tentative de suicid. Și tentative de suicid. Da. Cât de departe s-a ajuns? Hai să-l luăm pe rând. Cât de departe a ajuns depresia? Și cum se manifesta? Păi... Atât de mult îmi pare că noi oamenii când le orbăim, nu prea ne dăm seama. Și mi-aduc aminte pe comentarii, pe Facebook când eram destul de faimoasă. Și spuneam, băi, astea care au, că am găsit postarea aia și am șters-o că mă enervează. Zic, băi, astea care aveți depresie, voi și n-aveți ce faci, să n-aveți cas, copii și lucru sau și. Și iată eu cu tot cu serviciu și fiind... full implicat acolo, am făcut depresie, da, am ajuns la 39 de kilograme. 39? Da. La ce înălțime? Anorexie. Am 1,64 m, dar bine, eu acum am 43 și vezi cât de 42, cât de uscată, da, pe la 39, adică eu nu mâncam. Am dus tratament și m-am învățat ca un bebeluș să mănânc. Și subestimam oamenii care au depresie, deci eu îi desconsideram și eram foarte arogantă cu, în general, oamenii care fac depresie și care intră. Deci tu nu mâncai sau cum se manifesta? Da, eu nu mâncam, toată ziua plângeam și de aici lucram. Asta era unica mea scăpare, că mai veneau clientele și mă jăleau. Dar gândurile de suicid tot atunci au fost? Din cauza că eram super fragilă, da, unica mea scăpare o vedeam una, două suicidul, adică eu n-am avut o tentativă. Și pastile am băut și venele am încercat să le tai, evident, nu ca omul care vrea să moară, dar ca cel care cred că vrea numai să victimizez. Tu vorbești cu atâta ironie și amuzament despre asta acum. Ce faci? Dar e grav, deci tu ți-ai ajuns în situația în care grav, tu te gândeai pe bune la asta. Corect, e grav și mulțumesc oamenilor care m-au sesizat, m-au abordat și au zis, valea la psiholog, tu te duci. Și a mers. Ce să faci? Cu toții noi ajungem. Important e să nu spunem tare și mare și sus. Eu în asta n-o să ajung. Asta nu-i despre mine. Nu. Nimeni nu are siguranța zilei de mâine. Mâine pot scazi. Așa că eram eu de șmecheră și cu nasul pe sus, iată, am făcut. Anorexie 39 și depresie. Dar ce... anume a generat asta. Ce scandal poate fi ca tu la un moment dat să ajungi să ai semne gânduri? Depresia severă care am avut-o și așa a fost că eram într-o relație toxică. Dar scandalurile de pe internet mă făceau foarte urâtă. Știi, chiar sunt oameni urâți. Păi că eu eram urâtă și nu mă refer la aspectul fizic. Dar psihologic așa și toate stările astea care le dădeam de hoș, cioș, șouri, asta la fel era o stare din cauza scandalurilor. Dar cum reacționai tu atunci la hate? Eram foarte negativă și chiar răutăcioasă, dar o răutate de asta negativă. Acum sunt foarte calmă și tot stai imediat și nu mai intru în contact cu tine, știi? Pot să manipulez și să gesticulez, dar înainte nu. Infantilă. Atunci tu cumva ai reușit să ieși din starea asta plecând peste hotare și apelând inclusiv la terapeut și psiholog sau... Da, la psiholog. Care a fost prima? Plecare peste hotare sau mersul la psiholog? Păi nu știu la care anume te referi, Franța sau Italia? La Italia. A, în Italia? Gânta, a fost plecarea în Italia. La psiholog merg de 3 ani acum. Înainte să apară trendul de a merge la psiholog. Te-a ajutat plecarea în Italia atunci? Păi depinde, din ce punct de vedere să o privim, pentru că m-a ajutat că am cunoscut viața situației care acum contribuie la evoluția sau la maturitatea mea și din alt punct de vedere n-am absolvit studiile,
nu sunt un om cu diplomă și văzut în societate cu un statut. Dar mai contează să ai diplomă de absolvirea studiilor superioare? Contează. Contează, dar depinde ce diplomă. Nu subestimez profesiile, însă a fi un medic sau a fi un, nu știu, traducător, așa, care traduce pentru, cred că este bine văzut și apreciat. Tu ai plecat în anul 2 de studii. Ai plecat ca să-ți faci bani pentru contract și n-ai mai revenit la studii. Acolo am rămas la spălat scările. Ce ai făcut în Italia? Descrii, pe lângă spălatul scărilor. Am spălat scările, atâta. Cât timp? Nu a fost, cred că vreun an. Da, am spălat scările de dimineață, de la ora 4:45 până seara, la 7-8 și doar cu duminica liber. Și asta te-a ajutat să ieși din depresie? Dar nu eram atunci în depresie. Atunci erai bine? Atunci eram bine. Sau poate eram, dar nu știam. Depresia a fost acum. Câțiva ani? Acum, da. Acum, pe aici, pe acolo. Ai 26 de ani. 26 de ani și atât de multă experiență. Da, nu mai accentua vârsta mea, că sunt bine. Înainte am făcut pariu cu o fată, gen. Daniela, mereu spuneam cu un an în plus, că nu am 26, dar am 27, știi, ca să ajung sau asta. Vai, acum sunt mândră de vârsta pe care o am, pentru că tinerețea mea a fost proastă. Acum sunt bine. Și o să fiu și mai bine. Adică este o informație pe care eu nu prea înțeleg cum aș putea corect să o livrez, da? Deci în momentul în care tu ai fost în Italia, ai făcut cunoștință cu un bărbat acolo, în vârstă. Da, da. Amantul, te rog să-i spunem corect. Sergiu este amantul meu. Glumim. Cine este Sergiu? Sergiu este... Eu făceam curat în scara lui și coborând pe scări, era cu mâna în gips, iar eu am alunecat și m-am lovit cu genunchiul în ușă. Și el m-a ajutat. Și cumva așa am făcut cunoștință, nu vorbeam bine limba, dar el avea nevoie de cineva care să-i facă curat în casă. Furii de curățenie. Și atunci am mers la badea meu, fratele mamei mele, și i-am zis și ei au vorbit între ei și cam așa s-a început. S-a început de la... cu ei puța de cane și m-am gândit că trebuie să-i spăl organul. Ce-o zis? Mor. O zic, devi la vare cu apă, perché puța de cane. Și eu l-am sunat pe baie și am zis că ăsta și vrea să-i spăl. Dar asta cum se traduce? Miroase a câine, pentru că câinii s-a pișat și dacă s-a urinat și dacă poți să speli, era sub... El avea un câine foarte mare și pufos, Jack. Și eu am crezut că ăsta e dus cu pluta și trebuie să fug de aici cât pot de repede. Sergiu este italian. Da, da, Sergiu. Ce vârstă avea atunci? Avea atunci, păi noi aveam, cred că, 6 ani. Mai știu. De când vă știți? Da, da. Nu e tipicile povești care sunt aici la tine, cu bani și chestii de gen. Nu. Bărbat simplu. Trăiește la chirie, supraviețuiește din pensie, e ciclist, îi place să mănânce foarte mult dulce. Eu mai mereu îl postez pe Instagram, deși în ultima perioadă fac foarte rar, pentru că am avut și acolo istorii. Păi, de acolo au început istoriile cu amantul tău, Sergiu, da? Da, au zis că da, chiar mi-a venit una la unghii, acum data asta când am fost, și zice... Dar tu știi că mi-e prietena mereu între mei ce zice, eu ce fa, asta e cu amantul și bărbatul să o iei dincolo. De orgăiță glas, dar bine. Și deci după... voi sunteți prieteni? Da, da, da. Azi... El are și o problemă de sănătate? Da. Tu mergi acum la el, voi ieșiți la o cafea, deci super ok. Când merg, am camera mea, am tot ce vreau, e casa mea, atât timp cât permite sora sa. Că e apartamentul surorei lui și el închiriază la ea, da? Nu e ca la moldoveni, stai, fă gratis, las că ne-am înțelegi, frate, frate, dar brânză-i cu bani și e valabil pentru ei. Da, e tare interesant, băi, lucru cu oamenii e cel mai interesant și mai greu lucru, pentru că venise acum o fată, nu știu cum să zic, o doamnă, și el dacă nu se pe Instagram, WhatsApp, Facebook, și-a pus pe Facebook numărul lui, știi? Și ea, eu lua numărul și scria pe WhatsApp. Și zic, mă, ce te scrie? Da să văd. E, bă, eu nu-l las-o, bă. Dar mi se pare ciudat că eu știu tot ce se trece în telefonul lui. Adică, dacă 24-24 cu omul ăsta, serios. Și zic, mă, ce e cu asta? Bă, nu-l las-o. Vorbești în română. Scuze. Și zic, bă, nu știu. Și eu îi zic,
Stai o clipă, că mi-era cunoscut ultimele trece. Și dau să caut la mine și zic, bici. Și ce-i scria? Ok, nicio problemă, tu poți să faci, puteți toate să faceți, că zic eu asta și pe Instagram. Faceți cunoștință cu el. Dar hainele care eu mi le cumpăr sau vacanțele care le avem, pentru că noi mergem împreună, da, normal, da, normal. Păi la mine... E normal să mergi cu un om care are o problemă de sănătate, care trebuie să stă cu chirie, e absolut normal să mergi în vacanțe. Pentru mine, da. Pentru că eu îmi achit vacanțele alea. Noi ne înțelegem, jumătate facem, adică eu pun acolo, el plătește cealaltă. Când mergem să cinăm, mai achit și eu, adică noi suntem... Adică mai achit și eu, prioritar el. Dacă vrea el, achit el, dacă vreau eu, achit eu. Ce vârstă are? Are 67. 67 de ani, da? Da. Adică... Păi tu înțelegi că dai toate motivele, oamenii să credeadă că el este amantul tău. Da, sau normal. Că este papi cu ăla care îți dă bănuți și tu trăiești ca în sânul lui Dumnezeu. Da, eu am zis. Și chestia asta cu unghii, da, o camuflare. Așa de foaie verde lobădă. Da, nu, nu, nu. Nu, păi stai un pic. Dacă el era și cu Rolls Royce, Ferrari și Bugatti, nicio problemă. Eu mai înțelegem. Adică am zis, dacă Sergiu era să aibă bani, să le cheu treburile. Dar așa el n-are nimic. El face parte din familia noastră. L-am adus câțiva ani urmă în Moldova și sper din tot sufletul să reușesc la vara viitoare ca să-i arăt țara mea diferit de ceea ce am arătat cândva. L-a adus la nuntă? Noi nu o să facem nuntă. Noi nu suntem oamenii cu nunți. Îmi place, îmi place abordarea ta. Te enervează când cineva spune că Sergiu este amantul tău? Înainte, da, că ce, ești limitat, sunteți limitați, chiar nu puteți să vedeți că e o relație dintre bunel și nepoată, adică cum el îmi lecuiește rănile sau când eu cad pe bicicletă sau cum îmi pătez o perechi de pantaloni. Nu, e ceva care e strict, adică e, poate pentru mine e doar vizibil, iarăși e o dragoste de părinte așa sau alte relații, pentru că când doi oameni au un contact sexual acolo e cu totul altceva. Cum ai ajuns în Franța? De ce ai plecat? Am plecat după marea mea iubire. Care dintre? Nici eu nu-l mai știu. Da, am plecat că eram cu cineva în relație și el era acolo. Cât timp ai stat în Franța? Un an și un pic. Sau mai puțin de un an. Hai să vorbim un pic despre dragostea. Dragostea toxică, bolnavă? Inclusiv despre asta, dacă vrei. Mm. Uite, tu pe Instagram scrii și vorbești destul de mult despre dragoste. Ăsta înțeleg că este un subiect dureros pentru tine. Da, pentru că cred că el a fost încă o maturizare dură și alt nivel de maturizare. Spune un pic. Mi-aș fi dorit să mă maturizez nu din suferință. Spate eu să mă maturizez normal, dar eu normal nu pot. Tot și ea normal, asta e. Hello, I'm here. Da, mamă. Nu, cum zic Amelia, o zic, fa, nu problemele de tine sunt, dar tu de dânsle, tu nu vezi că nu poți. Nu, nu, mie chiar îmi place să mă trezesc liniștit, să mă duc la lucru, dar numai cum am pus singura în mână, m-am pătat și ok, mă duc la lucru. Hai spune, tu ai vorbit undeva că marea ta dragoste este Claudiu, cu care ești în prezent. Tu ai fost cu el o perioadă, după aia ai făcut ceva ce ai făcut și te-ai pomenit cu altcineva. Am înșelat ca toate femeile proaste. Hai, Cos, dacă vrei să vorbim despre înșelat, cu mare plăcere, subiectul meu preferat. A, da? Da, deci eu pe Instagram, când lansez discuții la subiectul ăsta, acolo toate femeile de pe fața pământului se dau cu părerea. Polițiesc anonim istorie, da, că le mai citesc și eu. Așa că te rog frumos, spune un pic despre marea ta dragoste, Claudiu. Da. Cu care voi vă cunoașteți de foarte mult timp și cu care sunteți împreună, da, și ai inelul ăsta de... Verigheta. Verigheta, da? Și el, da, o are, presupun că... Nu, el a pierdut-o cum și eu am pierdut-o pe cealaltă. Bine, nu am pierdut-o, ne-o furat-o. Dar asta e. Așa, deci voi erați într-o relație, tot era bine, frumos, nu era relație toxică? Nu. Era toxic? Era toxică, because eu eram toxică. Pentru că nu facem terapie, nu știam ce înseamnă să citești despre conversații. Cine este Claudiu? Este viitorul și prezentul bărbat perfect. Unicul minus al lui că n-are conturi infinite cu bani. În rest... Unicul minus. Da, unicul. Ești băiat iertător? Dar nu eu. Parcă ești urmăritoarele mele, știi? Și mă bisești asta. Ce băiat iertător. Claudiu, acum când am reînceput relația, mi-a zis în felul următor.
Păi tu dacă erai ca în trecut, eu nu vorbeam cu tine nici 5 minute. Dar... El este din Republica Moldova. A, este din România. De fapt, aproape de Republica Moldova, Bacău. El e acolo acum sau voi sunteți? Nu, el este în Anglia. Ne-am cunoscut în Italia când eu am plecat. Deci el era cel mai bun prieten. Povestește un pic istoria voastră. Ok. El era cel mai bun prieten a fratelui mamei mele, adică îi spun Baria, și Baria a zis că vine nepoata mea. O vezi? Și da, când am dat să dau mâna, am dat să îmi plic și piciorul, cu piciorul scaun. Am, nu știu cum s-a întâmplat, dar am nimerit sub scaun. Că la mine de fiecare dată se întâmplă cu ceau. Și așa ne-am cunoscut. El s-a drăgostit. Eu nu știam ce-i dragoste și nu știam categoric să apreciez un bărbat adevărat care știe cum să trateze, să respecte, să iubească, să abordeze o femeie. La mine e tare flutura mintea. Tare, tare. De-aia, acum, ce vârstă aveai atunci? 20. De-aia acum când văd fete care zic, e cam eu așa, dar da, pe general, zic, stai, dacă e un băiat bun, profită. Și cuvântul ăsta profită l-am de acasă, știi? Dacă ți se dă, ia. Pentru că e foarte greu. Și cu băieții buni, și cu fetele bune. Când noi acum iubim să aiurim. Sunt rare și rare. Da. Tu ai dat peste un băiat bun. Da. Nu știu, el. Nu. El nu. Categoric nu. Am înțeles. Cât timp ați fost împreună până la infidelitatea ta? 3 ani. 3 ani. Aproape 3 ani. Da. Cum ai ajuns tu să îl înșeli pe bărbatul de care îți plăcea și care tu spuneai peste tot că este dragostea ta, marea ta dragoste? Pentru că el era acolo, eu vineam acasă, eram cu pașaportul biometric. Și Claudiu este un bărbat foarte calculat. Atât în emoții, în cuvinte, temperamentul foarte liniștit. Adică el are o educație extrem de bună și calitativă. Și emoțional, psihologic, iarăși stă foarte bine la toate aceste capitole. Ceea ce eu eram opusul, o extremă dincolo de cosmos. Și am venit acasă, adică eram acasă și o fată îmi zice, uite că fratele meu are nevoie de publicitate. Că... Și am făcut publicitate la acel băiat, care era exact ca mine. Și m-am îndrăgostit de el. Pentru că m-am văzut în el. Și s-a întâmplat. Și el de tine? Da, bine, că el e un băiat care nu are experiență. Virgin. Atât la propriu cât și la figurat. Era? Era. Da. Tu l-ai dezvirginat. Sunt, da. Bine că nu era mai mic decât... Da, da. Cum ai ajuns să fii infidelă? Am ajuns okay, să fiu infidelă. Tu analizezi, gândești asta. Spune cum funcționează în mintea unei funcționează femei. În felul următor. Pentru că eu eram foarte instabilă. Din toate punctele de vedere. Și mie nu îmi plăcea când sunt tratată ca o prințesă. Că da, aveam trași în cur. Și că da, am adrenalină. Am încercat, mi-e foarte rău, îmi pare și... Era ultimul moment în care eu am început să fac terapie. Primele ședințe și am zis și lui, hai să facem, că simt că nu funcționează. Eu nu știam să vorbesc calm, nu știam să vorbesc frumos, nu exista la mine. De urma, băi, și era grav. Eu nu știu cum m-a suportat acest om. Eu idei n-am, el merită toate medaliile din lume. Claudiu. Și, da, da. Și acum îți dai seama după ce a să mă dispart. Da, ca să mă dispart. Apoi cineva spun, da, și el mă idolatrizai. Nu, eu relații sănătoase cu care rezonez. Și acum, și el îmi spunea că da, hai, o să mergem la psiholog. Dar el nu mai avea răbdare, știi? Eram firea asta proastă tare. Și era băiatul care mi-a atingea acolo anumite coarde care duceam dorul, pentru că Claudiu nu-i hoștio, nu-i hai acolo să facem dincolo și pricoale de astea, tinerești. Nu, serios, adică mi-e rușine să vorbesc despre asta. Dar cu ăsta eu făceam vijenii, Instagram, Sarchez, muzică, răcneală. Am nevoie de o precizare. Mm. În momentul în care l-ai întâlnit pe băiatul ăsta cu care ulterior ai avut o relație toxică, da. Te-ai despărțit de Claudiu sau tu l-ai înșelat fiind în relații? Și... Ei, l-am înșelat fiind în relații. Detalii. L-am înșelat fiind în relații și după... Vai, săracul om. El singur a descoperit asta, zici că Daniela ce a cătat?
X, că nu vreau să-i dau numele, la tine în casă. Dimineața, la ora 9. Nimic, doar a venit să mă ia, să mă duc la lucru, că ne-am văzut și am mai discutat. Și Claudiu e un om care îmi dă absolut toată libertatea. Deci nu există interdicții. Da, noi comunicăm, uite, asta mă întreajă chestii, dar el mă lasă să fiu liberă. Important cum eu abordez și ce fac cu această libertate și încredere pe care mi-o dă. Bine, eu m-am căcat pe ea, dar fi. Și el mi-a zis că ceva se întâmplă și eu simt asta. Eu postam stories cu X, dar pe Claudiu l-am blocat. I-am ascuns istoriile. Și el s-a uitat pe alt cont și eu zic, eu am văzut. Și am văzut că X a postat o fotografie cu o carte, care cartea era lângă patul meu, seara înainte să-mi citesc. Și el a văzut-o pe la miezul nopții și a înțeles. Era clar că lucrurile nu merg bine. Deci tu făceai sex cu ăsta, fiind într-o relație neîntreruptă cu dragostea vieții tale. Da, da, pentru că... Păi asta e nesimțire, nu? Da, asta nu e numai nesimțire, poți să o zici la toate lucrurile, adică chiar eram o persoană pierdută care nu știe să respecte cei ce are alături sau... Și, da, nu e vorba că nu știi să respecti partenerul, dar ce faci lucrurile astea, nu te mai respecti pe tine. Deci atunci s-a rupt relația voastră când el a aflat, când a înțeles ce se întâmplă. Da, da, da. Deși el a zis că eu știu că tu nu ești așa și știu că ai căzut pradă emoțiilor, pentru că așa și-a fost, el nu vine să de mult timp acasă și eu nu că e o chestie că am nevoie de contact sexual, nu e chestia asta. E chestia că nu îmi umple rezervorul meu de emoții și omul lucra. Așa, cum relația asta care a apărut peste alte relații s-a transformat în una toxică, pentru că e adevărat că băiatul ăsta sau bărbatul ăsta la un moment dat a început să te agreseze fizic și emoțional. Da. Știi firea asta omenească că tu îți dai seama după și pierzi. Iar și eu lătram pe Instagram și spuneam că ei și parcă nu poți să dai seama deodată, uite fa. Și acum când încerc să le explic la fete prin propriul exemplu, nu. Din păcate și cu părere de rău, ne place să călcăm pe propriile greble și după ne regăsim echilibru. Cum s-a ajuns la violență? În primul rând, el este un băiat, hai să zic, inocent. El nu a fost cu nimeni în relație, mai mic ca mine cu 3 ani. Am venit eu hoștiu deasupra lui și cu alte idei și cu experiență. L-am văzut pe el că nu fumează, nu bea și se ocupă cu sportul și poate ceva de făcut. Dar el nu e pentru mine. Și aparent o variantă niciodată bună a băiatului. Deci cum a ajuns el să fie violent? Pentru că noi femeile, atât cât și bărbații, ca să nu iasă cât țină, doar cât de negrez femeile cumva, trezim anumite emoții. Adică eu am trezit în el anumite emoții de agresivitate. El nu și-a putut controla aceste emoții și mânuțele și-a hotărât să le întindă pe mine. Iarăși, noi nu discutăm despre asta. Vine din trecut. Cum el a fost educat, la el mămica nu ieșea fără batic până la magazin când tata nu era. Mie îmi interzicea, că eu mai fac acum glume uneori, îmi interzicea să mă machiez, să mă rujez cu ruj roșu. Pentru că doar curvele fac asta. Ajungeam la serviciu, mă controla dacă am sau nu lejerie. Sau fetele și acum râd de mine, fac, nu știu, așa alea. Am ajuns la local să stăm cu fetele și alături era un băiat. Eu nu știam că el o să fie. El era prietenul al unei prietene. Și eu zic că te-ai ridicat și ai plecat acasă. Până n-am plecat acasă, nu a fost chip. Adică, iar băi, când tu deci ești... erai controlat la fiecare pas. Da. Și tu erai din asta care acceptai situația? Da, pentru că eu am zis că într-un final am găsit un băiat pe care eu îl iubesc, el mă iubește și o femeie ar trebui să se supună. Ce? nu funcționează lucrurile așa. Deci toate acțiunile pe care le facem acum, da, sau reacțiile noastre, e din cauza că avem ceva în trecutul nostru sau se întâmplă prezent și noi nu lecuim. Băiatul avea o anumită educație care nu coincidea cu a mea, dar fiindcă eu sunt o persoană care îi place să aibă tot și o văzut și eu voiam să-l fac pe dânsul obligat, forțat să mă iubească. Pentru că era unicul bărbat care
Nu a stat la picioarele mele, sună aiurea. Dar ideea e că nu-l făceam să mă iubească așa cum sunt învățată eu sau cum văd eu, cum imaginez eu. El era pe Valaua lui și eu pe a mea. Și noi doi duceam un război. Și atunci când eu eram de necontrolat, apărea și agresivitatea. Cum ai ieșit din acea relație toxică? Uf, greu. Acolo am făcut depresie, acolo am făcut anorexia. Deci, eu uneori m-am uitat în telefon și când văd două bieți așele, era avea nicioare, mor. Și vreau să îmbrățișez pe Daniela și să-i zic, mă bucur că Tureala a reușit și eu am reușit. Adică din momentele astea sunt foarte mândră, pentru că cunosc multe femei care cedează și continuă să stea în acea relație toxic sau... Băi, își pun capăt zilelor. Și eu țin minte, și acum când filmam pe Instagram, plângeam după el și-l rugam să vină acasă sau m-am dus pe o linie de tren și să mă arunc. Tu asta postai pe Instagram? Da. Ca să trezesc în el sentimente de vinovății și să vină acasă. Daniela, ce era cu tine? Eu nu înțeleg. Eram bolnavă. Tu erai disperată. Da. Da, eu recunosc asta. Și el voia să scape de tine. Da. Ei, cumva, zice, între mine psihopata asta, că eu cu psihica mea bolnavă. El mă înjosea foarte mult, înțelegi? Și mereu căutam să fiu într-un conflict și într-un război cu el, să-i demonstrez că nu merită astfel de tratare. Și, dar e bismâsile, n-ai nou sens. În viața asta nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic. Tot ce faci, să faci pentru tine. Și atât. El de ce te înjosea? Tu erai și tu fată citită cu anumite cunoștințe. Dar el nu era. Și e diferență mare. Nu, e așa. Fetele poate să confirme. Chiar alaltă ieri mi-a fost clienta care a fost martor. El a zis că vreau să mănânc, a venit acasă, i-am făcut mâncare și l-a zis. Dar noi nu-i place dacă mâncarea nu e aranjată frumos sau dacă e prea colorată sau dacă, de exemplu, faci plov și carne murdar de orez, el nu ți-o mănâncă. Și l-a luat farfurie și o zis. Și cum care asta? Mult la mare. El la 21, 22 de ani? Da. Tu glumești? Nu, așa a fost educația lui și așa e el. Ideea e că, în general, într-o relație, nu cătează de care, important, dacă tu simți că nu ești compatibil, te rog frumos, nu sta acolo, dacă tu nu reprezinți cu acele emoții. Dacă vezi că este o problemă, recunoaște-ți, ție, fugi, pleacă, o să fie foarte greu, garantez asta. Primele 3 luni o să fie foarte greu. Dar te duci și plângi la psiholog sau sunt fete care sunt mult mai puternici, pentru că na, eu m-am dus la psiholog, dar sunt fete care singure rezolvă toată situația asta. Dar și eu mă duc să mânc la mamă. Și era ok. Eu toată asta suportam. Și ea s-a uitat la mine și a zis, asta e la ea așa realitate. Da. Cine s-a uitat? Clienta care era. Pentru că asta a fost... față cu clienta mea. Că pe Instagram noi eram cuplu perfect. Păi uite, tu erai singurul om pe care îi critici acum. Persoana pe care tu spui că arată viața perfectă. Deci tu la un moment dat erai acea persoană pe eu Instagram. Eu eram și eu, stai, Iulia, noi putem să zicem tot și vrem pe Instagram, însă contează maniera în care tu abordezi. Eu sunt ok să vorbesc despre viol, eu sunt ok să vorbesc despre violență, dar să nu... Eu știi ce facem? Pe mine mă pocne sau mă supăra și eu apărem deodată și... Și asta e ok. Stai, Iulia, calmează. Și tu erai cuplu perfect. Da. Adică calmează-te, ieți inima în dință, analizează situația și după apași și spui, băi, lucrurile stau așa. Uite, cum ai ajuns tu pe linia de tren? Ce era? Dar el nu vine acasă și nici trebuie el să vină acasă. Doamne, tu spui asta și îmi sună atât de... Stai că n-ai un plintus, nici plintus. L-am scos. Și eu înțeleg, știi, el era așa... Acum spune un respins de mine, adică el mă respingea maxim. Eu înțeleg. Până la urmă, el te-a respins sau tu ai plecat de acolo? A reușit să te respingi în totalitate? Noi ne-am certat grav, el a plecat, eu am plecat și... Da, cred că el își dorea cel mai mult să ne despărțim. Adică dacă el, uite, eu înțeleg corect, dacă el ar fi avut măcar un pic de interes să păstreze această relație, tu cu toată înțelepciunea ta de așa, deci până acum ai fost acolo. Da. Și cea mai mare greșeală din viața mea, cred. Dar nu este el băiatul potrivit pentru mine și eu nu sunt fiecare după oală și după hârb și oală spartă. E așa, adică acum
Mie nu-mi place să se țipe la mine. Eu am un bărbat căruia nu-i place să se țipe la el și el se țipe. Deci noi ne potrivim. Chiar stăteam câteva ședințe în urmă la psiholog și spuneam, zic, doamna Violeta, eu am înțeles un lucru. Și el zice că dă-i drum. Și am zis că eu am înțeles că nu mă mai asociez cu oamenii care fac parte dintr-o extremă. Dar mă asociez cu oamenii care sunt mai aproape, mai compatibili cu mine. Dar înainte eu mă legam și eram în relație cu persoană care era total diferită de mine. Deci noi nu aveam nimic în comun. Chiar nu aveam nimic în comun. Nimic sănătos. Acum. S-a întrerupt relația asta ta toxică. Da, și eu sufeream. Cum băiatul ăsta calm, liniștit, inteligent, Claudiu, te-a acceptat? Sau cum v-ați... În smâsle, adică să nu mă accepți. Eu sunt o femeie, sunt o drăgălășenie. E normal să mă accepte. Cum s-a întâmplat reunirea voastră? S-a întâmplat magnific. Era de ziua mea. Eu nu iubesc să merg la petreceri, la sărbători, la cluburi și nici ziua mea să nu primesc felicitări sau momente de gen. Și era ziua mea și eram în Italia, i-am zis lui Sergiu că vreau să țin minte acești 26, adică această cifră, și ne-am pornit la un lac. Îmi doream foarte mult să vizitez un lac. Nu prea aveam internet și intram și amintam. Bine, că oricum nu eram deranjată și că nimeni nu știe când e ziua mea și nu mă bisește cu felicitări din alea fake. Și... Felicitări fake! Da! Eu le ador! La mulți ani îți scrie o dată în an și vezi acolo lista asta. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Băi, tu când m-ai sunat și ți-am zis, am zis la mulți ani și mă bucur că nu am nici să iubesc. Așa ți-am zis? Eu te-am sunat când era ziua mea sau plus minus. Da, și ți-am zis un simplu la mulți ani. Nu am urmat cu... Nu, că... Hai că te-am dezbătut de la ideea asta genială cu lacul. Și seara când am venit acasă, îmi scriu un număr. Eu cu foștii care nu mai vorbesc sau nu mai țin contact, am zis că îi scriu un telefon gen necunoscut, not found, unknown, error, chestii de genul, știi? Ca să știu că să nu mai răspund. Adică ai multe așa, nu răspund. Multe așa numere salvate. Da. Și Claudiu i-a scris necunoscut. Pentru că eu pe Claudiu când l-am căutat, el mi-a zis, stai ia uăi, păstrează distanța, că el era cu altcineva rele. Și l-am scris necunoscut și am zis, hai, pa. Bun. Știi ziua mea, seara, stând pe canapea la televizor, Sergiu nu-și pășe prin casă, scrie, la mulți ani. Și eu, Sergiu veni cu a, adică, și m-am gândit la X. La X, relația toxică. Și am zis, băi, sunt și eu, am ușor, comentarii, știi, că nu pui pe Instagram, chestii. Mă pregăteam și mai rău. Și îl chem pe Sergiu. Zic, da, ăsta e codul Angliei? Da, Sergiu, da. Bă, cine poate să mă felicite din Anglia? Eu de-am la o săptămână îl întrebam, dacă ne căsătorim? Și el se uită așa, gen, nu cred că îmi doresc asta. Eu mă trezesc ca pe vremuri, Claudiu și ăla de cândva, care mă iubește și e așa pe vrum, după mine ca un țigai și eu, gata. Dar n-a fost, am dat nas în nas cu alt Claudiu. Și a trebuit acum eu să fiu aia care îl cuceresc. Și l-ai cucerit? Da. Tu l-ai cerut în căsătorie sau el? Nu, asta e prima verighet, el m-a cerut de două ori. Până sau după? Până. Până la infidelitate. Da. Dar după? După, acum îi spun eu că vreau să mă căsătoresc. Și el face lucrul ăsta pentru mine. Bine, și el își dorește. Adică tu acum ar veni că tu îl ceri în căsătorie. N-am mai cer eu deloc. Eu i-am spus, iubire, eu vreau să-mi fac botezul. Dacă să-mi fac botezul, trebuie să fiu căsătorită. Vreau să fiu căsătorită. N-aș vrea ca să mă căsătoresc după botez. Pentru mine botezul e foarte important. Hai că o să discutăm un pic și despre botezul ăsta tău, dar dacă mai ai o chestie interesantă. Care? La un moment dat pe internet au apărut poze cu tine goală. Mm-hmm. Și videouri, da, știu. Și videouri. Mm-hmm. Deci înțeleg că cineva ți-a spart contul. Da. Și a intrat în conversația cu cel care a avut o relație toxică. Da. Înțeleg că tu îi trimiteai lui, voi fiind la distanță la un moment dat, îi trimiteai poze cu tine goală. Da. Dar video, ce fel de video? La fel, video în care tărcuiem, că pe atunci mai aveam bucșoare și făceam twerk sau... atingeri. Să nu zic acum. Ce ai simțit atunci când aceste video și poze au apărut în internet? Don't ask me. Nu mă întreba.
Asta a fost ceva, primul lucru a fost să sun din familie și să zic, uite ce s-a întâmplat. A fost grav. Amintește-ți acea zi, ce s-a întâmplat cu contul tău, cum asta a fost? Da, eu credeam că el a postat, că dacă noi eram ca mâța și câinile întotdeauna și credeam că el a făcut asta. Și l-am bai și curit pe internet și pe dânsul și am scris și în privat la sors, așa. Dar de fapt nu era el. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. El nu mi-a fost deloc alături. Nici o clipă. Nici financiar, nici emoțional, nici... Adică dacă a zis un story acolo, că da, între metenii și gata. Altceva nu a fost. Din potrivă, m-au susținut oamenii străini. Dar el nu. Când mergeam pe stradă, erau momente când se opreau în trafic și mă întrebau pentru cât dansez sau cât costă să ne osuși. A fost foarte greu. Pe bune? Deci pe tine oamenii te abordau în felul ăsta pe stradă? Da. Păi dar toți au văzut pozele astea și video? Nu toți, că nu e corect să spunem toți, mulți. Că am clienți care până în ziua de azi nu au văzut, că fada chiar au apărut, dar nu m-am uitat, dar și eu nu tot așa. Adică, păi la mine au apărut pe internet, multe facem, dar la puțini apar public. Și iar mi-am stricat imaginea, dar iarăși m-am învățat minte. Asta când s-a întâmplat? Asta s-a întâmplat câte? 2 ani? E cam și 3. Da, 2. 2 stabil. De atunci eu nici măcar în telefon n-am o fotografie goală. Și când am dat interviu, am spus și o să zic în continuare. Vreți să vă vedeți goale, uitați-vă tot ziua în oglindă. În telefon nu faci nică. Deci bă, imaginile astea, video și foto, da, apăreau pe un cont fake de Instagram. Mai multe. Adică cineva până într-atât îți vrea rău încât a făcut chestia asta? Da, asta e specific moldoveanului. Asta și-i hype, toți hype-ne-au pe mine. Vizualizări, vizualizări, comentarii, comentarii. Bona, cea renumită și bona cea bună și bravo, ia uite și faci. Asta e un subiect foarte fierbinte și numai bun de discutat. Ceva normal. Tu cum te simțeai atunci, în ziua aia? Știi, eu stare ok cu foarte multe lucruri, dar nu sunt ok cu nedreptatea, cum îți spuneam și înainte de interviu. Și eu sunt prima și eu sunt ultima. Nu, eu înțeleg că eu am greșit. Gata, nu mă răstigniți pe crușii cu tot numai în țânti. Oferiți-mi și un pic de înțelegere, dar pe internet nu există empatie, susținere și înțelegere, nu există. Fatul, nu mă gândești că mâini pe mâini sau băi, ar putea ceva să întâmple exact același lucru și cu tine. Nu, că ia uite că ești curvă sau... Deci te-au numit în tot felul. Da, da. Mi se pare că societatea asta e atât de dură, tu înțelegi? Că foarte. Să zicem că cineva are soțul de parte, soția de parte, da, și fac asta, eu nu condamn, da, eu sunt nicio de aceeași părere cu tine. Nicio. Mai bine să nu o faci. Decât ca la un moment dat telefonul poate ajunge la oricine. Da, da, sau bărbat cât tare să se enervează sau să-mi bată. Sau divorț și sunt bărbați tot felul și te șantajează. Și am avut și un monolog la subiectul ăsta unde femeia spunea că bărbatul a amenințat-o că ia și copilul o duce și la, la jobul ei și tot așa. Deci era foarte grav. Dar tu, la o vârstă atât de mică, treci prin asta. Îți spun, la mine cumva, adică toate situațiile astea eu le asociez cu o mare de rahat și eu mă necam pe acolo. Acum am început să mă clarific și m-am învățat să not. Știu că tu ai ajuns în instanță cu cazul ăsta. Da. Ai găsit făptașii? Cine ți-a spart contul? Trei băieți. Ce-i cu ei? Trei băieți foarte șmecheri. Unul dintre ele e închis și tu îl știi. Ăla care i-a bătut la un club de noapte. E un băiat. Mm-hmm. Mm-hmm. Îl știu toți. Mulți. Da. Așa. El ori lași cel mai tare pe internet. E că de asta... Eu... Deci cum ai aflat tu? Deci a fost... Da, s-a aflat în a doua zi. Pentru că am dat telefon și zic și pe Instagram. Nu subestimați oamenii. Că niciodată nu știți ce posibilități sau cine au ei în spate. Nu subestimați. Unul dintre dânșii la droghe vinde, că el nu mai e, a plecat. Vinde cafea, chiar la o chibutcă. Băi, ciuvacă, și cu tine, unde? Eu pot să par foarte vulnerabilă sau slabă, dar sunt oameni care mă iubesc, sunt oameni care țin la mine. Am pilit și mi s-o dat și m-am dus la avocat.
Și n-ai, deci ai mers în judecată, da. I-a pedepsit, da. Celălalt a fost amendat. Da, prejudicii morale. S-a făcut totul ca la carte. Tu ai o profesie. Da. Meșter în domeniul manicurii. Da, mulțumesc. De cât timp? Merg spre 5, adică am 4. Am văzut la tine pe Instagram că ai o geacă pe care scrie: viața nu este perfectă, dar unghiile tale pot fi. Da. Foarte drăguț și reprezentativ. Da. Am o întrebare. Tu-i unghiile mele, ok? O curiozitate, deci mă bucur că ai venit cu unghiile făcute, da? Păi da, eu mereu le critic pe alea care nu au unghiile făcute și merg la un interviu sau la o ședință foto. E ok. Tu ești în domeniul frumuseții. Mm-hmm. Cum e să ai o activitate în domeniul frumuseții în Republica Moldova? E greu. E greu și mai ales că eu sunt cumva diferită și ies în evidență prin corectitudinea asta mea cam dură. Dar am o armată de femei de care sunt mândră, pentru că cunoaștem respectul reciproc și nu prea am gafe. Corectitudine, tu vorbești despre anunțare prealabilă, da. Despre a preîntâmpina dacă întârzi. Eu nu prea știu ce înseamnă, adică la mine din așa, domeniul fantasticului, ca Daniela, anulează-ți, rog, programarea sau reprogramează sau nu. Pentru că ele știu, dacă eu sunt vineri seara la Hasan, înseamnă că eu vineri seara la Hasan. Situații extreme. Exact așa procedez și eu. Adică eu eram cu operație, mi-am extirpat amigdalele și azi mă operează, a doua zi ies, iar a treia zi fac unghii. Știi, și tot numai sânge și fiabre. Pentru serviciul meu sunt devotat, mi-ar plăcea așa să-mi tratez și partenerul și prietenii, poate cu mai multă responsabilitate. Adică serviciu e serviciu. Care sunt prețurile la tine? Pentru o procedură, dacă e vorba doar de acoperiri, atunci 450-500, dacă e vorba de modelare, 500-600. Acoperirea asta doar cu... Când vii fără produs pe unghii, adică nu trebuie să fac corecții. Dar țin specific și o mai zic și uneori pe Instagram, însă nu, cumva nu insist pe acest subiect, pentru că să nu iasă că eu mă laud sau mă supraapreciez. Caz de ieri, Cristina a venit la unghii. I-am făcut unghiile. Și era ploaie și a venit cu taxi și m-am uitat la ea și știu salariul ei decent. Dar vine pentru că vrea să aibă unghii sănătos sau cred că mai mult îi dragă de mine, nu știu cum funcționează. Și am făcut procedura gratis. Cineva vine la curs și zice că asta sunt ultimii bani din casă și am un copil. Mă întrețin singură. Fac reduceri sau dau cursul gratis. Adică sunt foarte multe momente din spate pe care eu nu le spun. Pentru că când faci un bine, e bine să-l faci în liniște. E foarte frumos din partea ta. Tratează-i pe... Partea asta mai puțin eu știu. A ta. Da, deși stres, o zic. Eu mă bucur de respectul omului care vine aici pe scaun și își face procedura. Noi înainte de interviu discutam și tu ai zis că o zi pierdută de-a ta înseamnă că pierzi 100 de euro. Da. Tu câștigi în fiecare zi de lucru 100 de euro. Ești mai mult. Dar pe general, adică asta e suma fixă. Da, deci ar fi minimum 100 de euro, maximum cât ai putea câștiga într-o zi? 200 de euro. Da. Cât câștigi lunar doar de pe făcutul unghiilor? Da, niciodată n-am calculat. E vorba de 1000 de euro. 3000 în sus. Mai puțin un pic, dar suntem între 2000 și 3000. Asta implică și materiale și chirie și tot. Da. Deci nu înseamnă că ești la jumătate din venit. Banii ăștia sunt suficienți pentru tine ca să te întreții și să duci un mod de viață cum îl dorești? Mm-mm. Din ce bani trăiești? Da, eu nu îmi doresc... eu îmi doresc mai multe. Bine, am dragostea mea care îmi dă bani, dar el îmi dă pentru chestii serioase. Remene la spate, injecții, fizioterapie, cosmetolog, nu știu, dinții. Banii mei sunt pentru plăcerile mele. Eu sunt pentru serviciu și salariu clasic. De dimineață până seara, te-ai dus. Bine, că îmi fac graficul cum vreau eu, dar mie îmi place ce aici fac. Eu îmi fac graficul cum vreau eu, dar Dorin, eu pot doar sâmbăta, seara. Deci noi așa am planificat. Da, pentru că sâmbăta pentru mine e sabătul, e unica zi liberă și eu, la mine, dacă nu e cu o lună sau două înainte plin, păi eu prin asta trăiesc. Panichezi. Nu de că, ce nu majorezi prețurile dacă există atât de multe solicitări? Sau deja sunt mari? Ce zici mai rău?
Eu am făcut și cardul de reducere. Două proceduri achitate și a treia este gratis. Hmm. Da, pentru că numele meu mă reprezintă și mie îmi place să investesc în el și să devină un brand nu renumit doar în Moldova, dar sunt planuri de a mă extinde mai departe și la momentul potrivit. Nu poți când fata are un salariu de 4, 5 sau 8 mii și își mai faci și o sprinceană și o geană și tu să-i pui 700 și la unghi. Hai și tine. Suntem în Moldova, coboară cu... Păi nu, stai o clipă. Nu sunt de acord aici cu tine. Tu prestezi un serviciu. Bani. Ok, poate de făcut. Dacă bani, persoana aia are 5-6 mii de lei și aș face și o sprânceană și o geană. Înseamnă că ea o să aibă bani și pentru unghii, știu ce vreți. Păi nu mi se pare corect. Mergi la sprâncenie la Genia Kids, vii la unghii la Hasan și hai și o-i spune că eu mor de foame. Nu, ele nu zic asta, nu-și permit, pentru că vin clienți care au un statut așa. Păi. Dar, oricum, eu parcă, știi, când mie mi se face un gest, mie îmi place. Și la fel, ca să primești bine, trebuie și să oferi. Și dacă eu am posibilitate prin profesia mea, de ce să nu o fac uneori? Eu zic că ești la mine fetele, diferit. La mine fetele vin. Fiecare a doua sau a treia client vine. Cărți, vin, fructe, altfel de cadouri, bacșișul la mine niciodată nu lipsește. Faci unghii și bărbaților? E, nu. Nu, că bărbații... Te-ai speriat de start așa. Adică da, bărbații n-au unghii, noi nu trebuie să facem. Nu, ba nu, dar a fost cândva unul... Nu, a fost cândva unul și uita doar la sânii mei. Și am zis, ce fac, tu ai venit pentru unghii sau pentru stâțile mele? Păi dar îmbrac și tu ceva așa ca să... Păi uite, așa sunt de zi cu zi la serviciu. Ce vedea el acolo? Nu... Adică el se uita unde? Bărbații văd printre rânduri. Printre haine, da? Nu-mi place când... Tu ai venit la proceduri, n-ai venit să mă studiez. Eu râd. Hai că o să ne ducem într-o zonă în care o să mă râmbire să aici amândoi. Okay. Dar tu ești într-un salon cu mai multe persoane? Nu ai salonul tău? Nu. Nu te-ai gândit la asta? Da, stai liniștit că nu e atât de ușor. Eu am lucrat în salon și am văzut situația din interior. Nu e atât de ușor să ai o afacere și să gestionezi cu câteva... Cu siguranță. Și ce cheltuieli și ce bătai de cap. Nu cred. Ți-i merentabil așa, cum da? Ești acum. Da. Mai este un subiect pe care vreau să-l discutăm și ai menționat parțial. Deci tu urmează să faci botezul. Da. După ce te măriți. Da. Asta înseamnă că tu nu ești botezată sau vrei să faci botezul într-o altă religie? Sunt din familie, adică bunica, adventiști. Și la noi e așa, te botezi când tu poate vrei să fii ateist, poate nu vrei să te botezi, poate nu crezi în Dumnezeu sau nu. Adică ajungi la o vârstă când ești conștient și înțelegi de ce și pentru ce. Când ai înțeles că vrei să te botezi? Și de ce? După ce am ieșit din relația toxică, la mine mulți clienți sunt adventiști. Acum nu vreau să se înțeleagă că fac publicitate sau subiectul ăsta cu adventismul, că sunt mai multe religii. Deci, într-un final, e important să credem și să-L iubim pe Dumnezeu și Iisus Hristos. Am ieșit din acea relație, eram cumva durerată, fetele veneau la mine la unghii și mergeau sâmbătă la biserică. La mine, în familie, se vorbea întotdeauna, ai mei niciodată nu m-au impus, adică au zis că o să crești tu mare și o să decizi. Îți dai seama dacă am 27 de ori. Și am zis că, Marcela, vreau să merg și eu cu tine la biserică. Era sâmbătă. Și am mers. Și am prins tot dragul, pentru că eu voiam să devin ca cei oameni de acolo. Foarte calmi, echilibrați, bogați spiritual, sufletești, luminoși, zâmbitori. Adică m-au inspirat total și eu știam că îmi doresc așa să fiu, dar nu știam cum să ajung. Și datorită cu ajutorul terapiilor și mergând la biserică și studiu și multă lectură, am reușit. Tu mergi cu regularitate la biserică? Când sunt în Moldova, nu? Recunosc. Data aceasta, nu? Și data trecută am eșchiopatat. Dar țin sabatul, adică sunt acasă, încerc. Când sunt în Italia... Sâmbătă e zi de odihnă. Da. Când merg în Care Italia... Care este specificul adventiștilor? Adică noi suntem adventiști de ziua șaptea. Ținem sabatul, cum scrie în Biblie. Și o să apară foarte multe controversă, amuși. Na, e indiferent. Încă? Nu mâncăm carne de porc, nu facem crușii, nu ne... Închinăm idolilor falși. Dar cine sunt idolii falși? Icoanele. Nu pupăm mâna la popă. La noi este pastor.
Da, și te botezi atunci când tu ești conștient și vrei să închei un legământ cu Domnul. Adică eu încă sunt foarte verde în toate momentele astea. Când merg la biserică, pun 14 milioane de întrebări și le uit toate. Dar sunt în proces de cunoaștere. Nu fac fanatism, nu sunt cealaltă extremă, zilnic fac păcate, recunosc, știu că nu e ok, le fac conștient. Asta e. Înțelegi că la modul cum te văd oamenii și da. Faptul că tu stai seara și citești Biblia și sunt spui rugăciuni sunt corect, în corect, contradicție. Dar, da, da, dar să știi că și în biserică oamenii fac multe păcate. De că eu muncesc pentru a nu le mai repeta. Sau, se întâmplă, sunt om viu și nu s-a atât, repet, sunt nou, abia descoper. Sunt sigură că pe viitor o să fiu mult mai aproape de Domnul și o să țin cont de mai multe reguli. Sau reguli. Când spui Domnul, ce ai în vedere? Cel care ne-a creat. Adică eu nu sunt ateist. Că am privit interviul ăla și am citit comentarii. Nu. Eu cred că avem un Dumnezeu care ține cont de noi și ne vede de acolo de sus. În ce formă există Dumnezeu? Sau ce este Dumnezeu? Dumnezeu este adevărul, dragostea și viața. Și El ne ajută în toate. Adică, nu știu, eu când fac un lucru sau când mi se dă, îi zic mulțumesc. Asta sunt sigur că a fost din partea Domnului. Adică Domnul mi-a trimis acel om, da, ca să mă ajute sau eu am fost la momentul potrivit ca să ajut acea persoană. Adică tu nu crezi că tot ce se întâmplă este karma? Regula întâmplării. Nu, karma nu. Nu. Eu cred în Dumnezeu și eu sunt credincioasă. Acum cu religia e de discutat. Ce prevede religia ta sau cum funcționează la adventiști procedura cu moartea? Ce este moartea? Este un lucru absolut firesc, natural și după când, adică de ce încercăm să trăim corect pe pământ, da? Ca să avem viață și după. Crezi în viață de după? Da. Da, eu la câte păcate am, cred că numai așa să fac pe lângă poarta raiului și am cazană aparte. Tatăl tău, moartea nu e o scuză. Este un motiv în plus să găsești viața în tine. Iubirea eternă care te aruncă dincolo de infinit. Uh-huh. Ești mama filozofiei. O, da, dar ne place filozofie. Dar îmi place ideea asta că fădereaz lucrurile. Moartea este un motiv în plus să găsești viața în tine. Da. Tu ai găsit viața în tine? Da. De câte ori am vrut eu să mor, mi Dumnezeu nu mi-a dat voie. Cred că trebuie să fac ceva pe pământul acesta. Poate e că iarăși că am venit aici la interviu și am zis despre anumite lucruri și voi motiva pe cineva. Că frumos. Noi cum n-am dat, vrem sau nu vrem, schimbăm anumite lucruri. Citatul tău. Mhm. Uh-huh. Fără iubire, nu aș fi cunoscut viața. Da. Poți să fii fericit fără să iubești sau să fii iubit? Trebuie să te iubești pe tine. Dacă nu te iubești pe tine, tu nu o să poți să iubești pe nimeni. Ok, dar dacă facem abstracții de asta, trebuie să iubești pe cineva și să fii iubit de cineva ca să fii fericit? Nu. Nu. Eu sunt, cum sunt fericită cu Claudiu, așa sunt fericită și singură. Am citit undeva și mi se pare destul de curios că într-o relație mereu unul iubește mai mult. Întrebarea e cum se comportă celălalt. Când eram prima dată în relație cu Claudiu, el mă iubea mai mult. Eu jucam fotbal așa prin colțuri cu iubirea lui. Iar acum cred că e invers. El e mult mai calculat, mai precaut. Eu i-am zis că, bă, noi și să ne căsătorim, tot eu o să ne urlai mai mult după tine decât tu după mine. Adică el are motive să fie mai calculat, mai precaut. Da, pentru că noi am discutat despre asta, nu aducem în discuție momentul greșelile mele, pentru că, nu, categorie. Dacă comodă poziție pentru tine. Nu. Dacă tu dai șansă unui om, îți asumi și nu-i scoți ochii. Deci tu dacă m-ai iertat, iertat să fii. Nu-mi faci mie de fiecare dată apropouri sau stai un pic, păi pentru cine am împăcat. Și mai ales eu nu mai reprezint acele acțiuni sau acea persoană din trecut. Nu. Ce reprezinți tu de fapt? Persoanele care te cunosc te descriu în felul următor. În pofida defectelor pe care le ai, ești un suflet bun. Da.
și o persoană săritoare la nevoie. Da. De ce nu arăți mai mult partea asta a ta și media online? Că sunt bună? Sau că da, sunt deci bici? Tu nu vorbești atât de mult despre faptul că poți face o procedură gratuită. Nu. Sau că poți fi înțelegătoare față așa. Nu. Sau că faci donații, da. Dar iată, cei care te cunosc bine vorbesc în felul ăsta despre tine. Și tu cumva, eu voiam în interviul ăsta ca oamenii să te cunoască un pic altfel. E o greșeală de-a mea că oamenii să nu mă privească superficial, dar să vadă și dincolo. Și dacă un om vine la mine numai cu critică sau vede în mine numai lucruri negative, din start pentru mine stai la distanță că eu sunt și altceva. Și adică eu aștept singur ca ei să vadă, că doar să vede, e vizibil cum mă duc de dimineață până seara la serviciu și nu umblu bata afumată și leșnată prin cluburi și așa mai departe. Adică să vede că sunt și un om bun. Da, nu poate să fie. În general nu cred că există oameni răi. Doar că... Există circumstanțe. Da. Și alți oameni care te fac să acționezi într-un anumit mod. Exact. Eu sunt de aceeași părere. Mm. Eu pot fi în egală măsură și foarte spurcat și foarte bun. Depinde și trezești în noi. Cât de multe minciuni ai spus în interviul ăsta? N-am zis nicio minciună. Am evitat, poate, să dau mai multe detalii, dar minciuni. Ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici? Fără dar și poate și eu sunt dovadă. Și eu sunt dovadă că omul se poate schimba și eu sunt dovadă că eu vineam de la terapie și plângeam. Pentru că eu stăteam câte 3 ore la ședință. La mine cineva, povestea psihologul meu, că unul dintre studenți a întrebat pe cel mai renumit psiholog, să zic așa, din lume, zice, cât durează o ședință? Și el a zis că ședința poate să dureze și 15 minute, dar dacă rezistența este mare, durează și 23 ore. Și la mine rezistența este foarte mare. Eu când mă duc la psiholog, pentru mine psihologul, adică e o oglindă. Eu mă duc și mă cert acolo. Și e cel mai dificil lucru mi se dă să trec peste plăcerile mele, peste obișnuințele mele, care îmi fac bine, dar nu sunt corecte. Pentru mine, inclusiv pentru alții. Și da, se poate. Care este rolul tău pe Instagram? Rolul meu pe Instagram, cândva era ca eu să devin cineva, acum eu am devenit cineva, dar pentru mine, nu pentru alții, aș vrea ca prin tot rahatul meu, tare aș vrea ca fetele să se uite la mine și să spun, băi, eu ca Hasan n-am să fac, pentru că mie când cineva îmi spunea, Daniela, dacă ai să faci așa, ai să ajungi așa, hai și nu m-am învățat mine viață. E foarte greu, știi, să dai o lecție din experiența ta, pentru că oamenii, cine ești tu, fa, să-mi zici, nici. Ai vrea să iei exemplu. Da. Cum să nu fie. Cum să nu fie, da. Și cum să nu facă, că ajungi rău. Daniela, cât de mult contează pentru tine banii? Contează? Eu iubesc banii? Banii nu mă prea iubesc pe mine că nu stau la mine, dar e ok. Contează, sigur. Păi eu fără bani n-aș putea să merg acum să mă tratez, fără bani nu aș călători, nu aș descoperi mâncare bună, haptică. Adică, ce facem noi fără bani, sori? Iubesc bani. Dar e normal să iubești bani. Îmi place răspunsul ăsta. Îți este frică de singurătate? Nu, pentru mine singurătatea este un lux și ador să merg să mănânc singură, să privesc un film singură, să... E o problemă, cred că pe Claudiu cam îl suport greu. O să trecem peste. Cum te vezi la bătrânețe? Am un tatuaj în brăduț, dorința mea de a trăi în pădure. Și sper să am o casă departe de societatea noastră toxică, dintr-un punct de vedere și într-o oarecare măsură. Cât mai multă liniște, în contact cu sânul naturii, cu eu-ul, și să pătrânesc frumos. Ce îmi dă Domnul. Și Daniela, ce contează cu adevărat în viață? E să fii om. Însă a fi om, asta știi, asta așa e o... Asta știi, asta știi, dar e tare general. Păi, un om plin de principii și valori sănătoase. Și, atenție, atâta timp cât libertatea mea nu face rău libertății tale și invers, suntem ok. Adică faptul că eu în jur sau 27 tatuaje sau îmi exprim opinia mea public,
Dacă nu îți face rău ție și existenței tale, suntem bine.